Zunivers Podcasts. Tu peste 5 ani de zile nu vei fi decât cei 5 prieteni pe care ai, cărțile pe care citești, mâncarea pe care o mănânci, filmele pe care le vezi, muzica pe care o asculti. Băi, vreau să ajung acolo în America să învăț muzică și vreau să cânt cu oia mari. Asta era, adică visul sau viziunea. Asta era cel mai important. Și ce ai făcut când ai ajuns acolo? Am cerșit. Un an de zile am luat și cântam în străzi. Eu și am terminat Berkeley, care e normal 4 ani de zile, bachelor degree, nu diploma sau ceva, într-un an jumate. Am fost primul student care am terminat într-un an jumate cu magna cum laude. Toată asta care o vezi tu, tot debitul ăsta și tot overthinking-ul și tot ce vezi tu aici, și tot de-a asta se face liniște, se închide. În momentul când ajungi la Atos, dar se închide, zici că e cineva care vine cu ochii, trebuie să ai o intenție și te duci să te întâlnești cu tine și cu Dumnezeu din tine. La muntele Atos e ceva cu totul și cu totul separat, diferit, postul în sine, cumva transcezi în altceva. Postul negru, pot să spun că din toate experiențele mele terapeutice, poate este cea mai puternică experiență. Te face să ai o încredere în tine și o putere uriașă, incredibil. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Nu vreau să trăiesc mult. Vreau să trăiesc bine. Am multe așteptări de la oameni, pentru că am multe așteptări de la mine. Așteptările de la ei sunt așteptările de la mine. Eu este oglinda mea. Nu mă regăseam și mi-a spus săraci că băi, a trebuit să te duci în România dacă vrei să-ți revii. De ce? Că ai nevoie cumva, tu ți-ai pierdut rădăcinile. Și l-am ascultat, zic, o să mă duc o săptămână, două și pe aia mă întorc. Zice, nu, ai nevoie să stai mai mult. Și... Terapeutul ți-a spus asta? Mi-a spus asta terapeutul. Ce pot să spun este doar să ai curajul să nu-ți fie frică de tine. Urban Flex cu Otravă, un podcast Zunivers. Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod din Urban Flex. L-am invitat. Pentru mine e unul dintre artiștii pe care îi admir foarte mult. Nu am zis asta niciodată, că mi se pare așa, că e oricum din alt film. Damian Drăghici, poți să spun să te tutuiesc? Normal. Da. Salut și bine te-am... Bine te-am găsit și eu, mulțumesc de invitație, apreciez. Și eu te apreciez pe tine foarte mult. Da, asta știi cum e, că... Nu e doar umflătură de început de podcast. Chiar... Că sunt oameni care zic că când dai noroc sau ceva, nu și zic că o plăcere sau o încântare sau nu știu ce știi. Cred că de multe ori nu e nicio plăcere. Nu, adică eu sunt genul care dacă... dacă nu-mi place de cineva, adică am bunul simț și educația în care, cum să spun, salut, nu știu ce. Dar de obicei dacă nu simt intuitiv sau dacă nu simt în corp, cum să spun, adică body-wise, dacă nu simt... ceva despre persoana aia pe care n-am cunoscut-o, nu spun așa ceva, spun salut. Și dacă e cineva care chiar face ceva mișto sau care chiar are, care există o lungime de undă, o frecvență asemănătoare, atunci chiar apreciez omul ăla că face lucruri mișto, care, știi ce, mai mult cred că e vorba de curaj, de a fi cineva care e curios. Îmi plac oamenii curioși. Ziceam că și acum e o chestie de asta de, să întorci cumva sau ceva un... o chestie de asta bună, știi? Mie mi se pare că ești un artist care ești dintotdeauna, cumva, cu perioadele în care ai fost plecat. Ai simțit asta la un moment dat, să pleci în America? Nu, asta n-am simțit. Adică a fost un vis din copilărie al meu să ajung în America și cumva nu știam cum să ajung în America, nu prea știam nici prea multă geografie pe vremea și am luat-o pe jos. Am fugit pe timpul lui Ceaușescu, am trecut graniță, am ajuns în Grecia. În Grecia, în primul an, am cerșit, n-aveam cum să trăiesc, cum să supraviețuiesc, după care am stat 5 ani de zile acolo, m-am însurat, am avut copil, cântam la buzuchea, la cluburi de noapte, am aplicat la Berklee College of Music, am câștigat o bursă integrală și am ajuns în America. Adică a durat vreo 89-97, a durat vreo 7-8 ani de zile până am ajuns în America. Eu aș fi vrut să ajung imediat. Inițial strânsesem în bandă în cerșare, am strâns 5.000 de dolari și m-am dus la niște greci, un vas de ăsta mare de tot, unde trebuia să strângi haine, mâncare, tot și trebuia să stai 28 de zile uns cu ulei dedesubt. Dar exista și șansa să mori. Știi ce zic? Adică ca să poți să treci, să treci oceanul în partea alta. Au trecut mulți așa. Și acolo mâncai, acolo te aia pe tine, toată aia, făceai aia și treceai acolo. Și când am venit înapoi, prietenii ăștia mei cu care mai mă împrietenisem, mi-au spus că bă, că mor și nu știu ce. Și m-au speriat și nu... N-am făcut-o, dar asta era ideea. Și fuga din România ai făcut în 89? Da, cu 6 luni înainte de Revoluție. Și cum s-a întâmplat? Te-ai dat cu... Aveam niște prieteni Nu m-am dat. Există la... Am cunoscut în 88 la mare un tip care i-a vândut un ai, un român care a fugit în anii 80 în Germania și ăla mi-a fugit prima oară în 77. L-au prins, l-au arestat 5 ani
că așa era pe vremea aia, ăsta se dea 7, și după care s-a dus a doua oară, a ieșit din, de la închisoare și a luat un câine cu vodniță și el, din ce a studiat, a simțit că în momentul când câinele trecea gardianul sau cineva, câinele îi se înfurnică pielea pe el sau carnea și atunci știi cum să te controlezi. Și eu am spus lui ăla că aveam de gând să plec, pentru că de la 15 ani n-am primit niciodată viză. Nici trebuia să plec cu ansamblu studenților, cu studenții, cu DC-ul și nu mi-au dat viză pentru că unchii mi-au fugit în țară. Și eram pe lista neagră, pe lista lui Elena Ceaușescu. Și atunci știam, adică 85 am plecat, 86 n-am plecat, 87 Italia n-am plecat. Zic, e clar, eu nu mai fiu niciodată de aici în țară, nu știa nimeni că o să vină revoluție. Și spun lui ăsta cum povestea, am stat așa cu el la statul de vacanță, avea venise cu nevasta, cu cortul, cu astea. Și cum ai fugit tu? Și uite așa, chiar arată și mie că mie îmi place geografia. Eu aveam în cap deja, ai înțeles, cu toate că aveam 18 ani. Pe aici, am atut, pe aici, am atut, pe aici, aici este unde ăsta Naideș, care se numește nu știu ce. Ăsta fugise cu 5 ani de zile înainte. Nu știam eu că lucrurile au rămas la fel. Și am găsit exact la fel, adică erau garduri, rupe exact și am trecut pe la Naideș. E un loc de ăsta unde treci exact pe jos, nu e nevoie să tragi dânarea sau nimic. Și ce ai făcut când ai ajuns acolo? Am cerșit. Un an de zile am luat naiv și cântam pe străzi, pur și simplu. Adică, practic, ai avut concert. Concert live, așa, direct. Concert live. Da. În Atena? În Atena. Ai ajuns? Da, da, da. În prima dată am ajuns în Salonica și până în Atena. Ți-a plăcut Atena? Așa cum ai văzut-o de la firul ierbii. Sunt multe lucruri pe care, de-a lungul vieții, având oportunitatea să călătoresc în așa de multe țări și mulțumesc Dumnezeu că am avut oportunitatea asta și să fiu prezent în atâtea locuri diferite și atâtea culturi diferite, cunoști mai bine, asta nu știam atunci când, ca să spun punțile întrebare puțin mai extins, cunoști mai bine o cultură atunci când ești în rahat, scuză-mi franceza, decât atunci când ești bine. Că atunci când ești bine, te uiți la hotel de 5 stele, toată lumea se pune în genunchi, toți sunt mici mamă și ai și tot ce vrei. Și nu simți, nu simți nimic, adică pentru că nu înțelegi care e cultura adevărată, adică nu știi oamenii aia sunt fake sau nu. Mai dai lui ăla $10 sau $20, să trăiți. Și e cam același standard, adică mai ales când ești în turnee, după aia cum s-a întâmplat și în viața mea sau la oricine, și nu o spun într-un mod șpală sau fiță, e un standard ăsta unde managerul știe că te trimite unde Germania, 5 stele ce, 4 season, unde Franța, 4 season, unde Brazil, 4 season, sau știi ce zic, unde hotelurile astea mari, adică Hilton, Mandarin Orientă sau nu știu ce. Ajungi în hotelul ăla și ai pritima acela standard, de la breakfast-ul care îți vine dimineața cu chia, cu apă de cocos, la spa, la mango, la... Înțelegi? Cam ăla-i filmul, da. Da, ăla-i filmul și atunci tu și cultura aia nu înțelegi. Bineînțeles, eu... crescând pe străzi și în România și în Grecia ca cerșetor sau cum am crescut, e un lucru pe care îl fac, iau taximetristul cel mai urât și spun, nu mă știu pe mine unde mâncați voi. În orice țară mă duc, ai înțeles? Și n-am de astea friți sau de nu știu ce, de bătăi sau nu știu ce. Și mă duc în locul unde mănâncă ei ca să simt cum să înțeleg cultura. Mai ales și când am concerte, că de multe ori și concertele care erau concerte unde ești expus la un public, bineînțeles, în altă pătură socială, dar vreau să înțeleg cultura reală și atunci mă duc acolo. Dar în Grecia, ca să dau răspunsul puțin mai întârziat, îmi cer scuze, în Grecia, într-o perioadă a cerșelii, unde ești ultimul om, adică toți alții după tine, potopul. Să șuturi în fund, îți dă, aruncă cu apă după tine, am început să cunosc o cultură a unor oameni care sunt extrem de smeriți în fața lui Dumnezeu, extrem de darnici, extrem de generoși și sunt foarte, foarte mișto greci. Adică nu știu dacă, asta nu pot să spun că n-am făcut asta în altă țară, dar nu știu dacă aș fi fost primit la fel, dar din ce am înțeles de la alții care au fost și au cântat în alte țări, nu există același comportament în alte țări ca în Grecia. Sunt extrem de buni ca oameni. Și adică a fost o experiență incredibilă. Da, cu darul de la greci, cum, ce... care e, că adică, să nu e niciodată dar de la greci. E o vorbă de asta, nu știu ce înseamnă, habar n-am. Nu. Să te ferești de greci când îți dau dar sau ceva. Și m-am obișnuit acolo pentru că în primele 6 luni de zile am învățat să vorbesc greacă la perfecție și toate astea și adică m-am integrat foarte bine. Și ai pus mâna pe un buzuchi și ai cântat? Da, după aia, adică după primul an de ceșală am cântat cu Orga, cântam la cluburi de astea mari, am cântat cu Naiuș, cu asta, cu Iorgos Zalaras, cu Haris Alexiu, i-am cunoscut pe... A fost o întreagă epocă. Ai zis chestia asta, că n-ai avut frică, n-ai avut niciodată frică de absolut nimic? Nu, am avut frici foarte mari, că tocmai asta, adică frica nu este să, adică cei care reușesc să realizeze niște lucruri, nu e vorba că n-au frică sau au un curaj enorm. E vorba de a-ți depăși frica, înțelege că dacă stai doar în confortul tău, nu ai cum să rici.
anything. Ești în continuu în zona de confort. E clar că singura modalitate prin care tu poți să depășești ceva este să ieși din zona de confort. Dacă mai ții minte, circula acum câțiva ani de zile video ăla pe rețele de socializare cu rabinul care vorbea despre homarul ăla. Și ai văzut homarul de fiecare dată când își depășește condiția, trebuie să rupă și sunt niște dureri uriașe. Deci e clar că dacă noi doi mergem la sală în fiecare zi și o vreau să fiu confortabil și spun, hai frate să ridicăm asta de 2 kg. Și o ridicăm așa 5 ani de zile, nu ajungem nicăieri. Și îl vezi pe la altul lângă tine care e 5 kg azi, peste 2 săptămâni 10, după aia 15, după aia 20. E un progres, nu e ușor pentru el, e dureros. Dar e clar că progresul se face doar în durere, n-ai cum, doar în disconfort. Și după perioada din Grecia, ai plecat în America? Da, da, la Berklee College of Music. Am început. Ești primul care a studiat acolo, da, nu? Da, da, da. Cum e? Cum a fost experiența asta pentru tine? Când mă uit retrospectiv, când îți dorești ceva așa mult, adică acum când mă uit în urmă, asta se întâmplă acum 27 de ani, mi se pare, 27 de ani, când mă uit în urmă, aici nici nu era vorba la cât de dezinformat eram eu și la cât de dezinformată, că știu, faci poate puțin o generație mai mare, nu ești generația, a zis sau ceva, ai prins și tu vremea când nu exista net. Normal, da. Da? Pentru că e greu pentru cineva din ziua de astăzi. Adică, și pe aia spui, vreau să mă duc și eu la Berklee, am văzut undeva scris Mahasakasakuteses. Era greu să pronunți Massachusetts, știi ce zic? Adică, what the fuck, ce e asta? Adică, și după aia îți imaginezi Boston, Berklee, nici nu știi ce e, cum arată. Ai văzut pe vremuri în Police Academy niște clădiri de alea cu cărămiși și crezi că totul arată așa? Adică nu face sens, adică realitatea e total distorsionată. Înțelegi ce spun? Ea din capul tău, care leagă niște lucruri care are legătură cu America. Care nu are legătură cu nimic, adică cu America. Și le legi tu așa două, trei lucruri. Mamă, un Cadillac, ăia, poliție, Rocky, gumă. Steagul Americii, că știe toată lumea și cam aia. Adică nu e ca în ziua de astăzi care iei pe filmul care are 4 ani. Ok, nu dau un exemplu prost. Un copil de 10-12 ani și spune America mai bine decât mine care am stat în America. Ai înțeles? Cum sunt oameni care știu Maldives mai bine decât cei care au fost în Maldives. Sau cum suntem noi care acum 10 ani nu știam ce e Maldives. Dacă mai ții minte, corect, chiar pe bune asta. Da, da, da. Așa. Circulau niște mail-uri de alea cu poze de acolo. Da, nici n-auzisem, adică nici n-auzisem. Nu știi că există, dar exact. Nu știi ce e acolo. Da. Și acum sunt alții care spun exact care e insulă dintre alea, cum e, nu știu ce, nu știu ce. Deci, viziunea sau perspectiva era total eronată și important pentru mine era să ajung la Berklee să studiez muzică, să învăț muzică. Nu puneam, mamă, sunt primul, nu sunt primul, sunt al doilea, sunt al cincelea, nici nu conta. Băi, vreau să ajung acolo în America să învăț muzică și vreau să cânt cu oia mari. Asta era, adică, visul sau viziunea. Asta era cel mai important. Asta ți-ai dorit întotdeauna, de când erai foarte mic? De când eram mic, aveam 15-16 ani și eram cu prietenii mei. Dumnezeu să-l tea, am niște prieteni care chiar și-au adus aminte, aveam fost 15 ani, eram la ansamblul studenților, acolo în spate, la opera, știi, lângă pe Plevnei, și mergeam pe jos și le spunea asta, zic, aveam 16 ani, în România aia comunistă, și știi ce zic, 86, când era, toată România arată cum arăta peretele ăsta, știi ce zic, gri, beton, așa, tot, și roșiile și căpșunile, în afară de gagici, tot arăta așa. Și, ții minte că le-am spus ăsta ăla, zic, băi, o să ajung în America, mare de tot. Și o să fiu în Los Angeles și o să conduc mașina Chevrolet sau Cadillac, nici nu știam cum arată. Dar văzusem și eu Police Academy și mai înțeles. Păcate video de da, exact. Și o să ajung mare de tot și o să fiu cu ea și o să cânt cu mare artiști și nu știu ce. Și așa s-au dus la mama, la Dumnezeu să la bătrân, care mi-a crescut bunica mea. Zice, tantinela, vezi că Damiana nebunică, vorbește că o să ajungă în America și asta, cred că a luat-o razna. Dar de unde ți-a filat asta? De unde ai avut chestia asta cu America și cu să cânt cu ea mari? Că băi, e cred, ceva cred care că sunt niște, cred că sunt niște lucruri pe care noi înăuntru nostru le știm, frate. Cred că noi le știm întotdeauna. De multe ori ai los cojones necesarios ca să împărtășești niște lucruri cu niște oameni. Știi că e postarea mișto sau unii care vorbesc în cărțile astea și Jordan Peterson vorbea despre asta, despre faptul că noi avem trei vieți. Aia publică pe care vorbesc cu tine. Salut, domnule, ce faci? Vă respect foarte mult și îmi place blogul din asta și ce. Aia privată unde suntem doar noi doi, sau frații sau nevasta și ții morții și și ești tu pe bune. Și aia secretă unde n-are tabă nimeni, nici aia, nici aia decât tu cu tine. Și cred că aici, la asta cu știutul cu ce-ți dorești, adică poți să ții secretul în tine. Cum ar fi trebuit să-l țin pe vremea aia, că mama, când am ajuns acasă,
De fapt, și ea credea în mine că pot să ajung în America, de-aia mi-a spus, ești tâmpit, o să ne aresteze. Deci era frică că am împărtășit secretul, nu public. Adică poți să ne spui nouă în casă, nebunule, dar nu spunem mai departe. Dar pe de altă parte, ai observat că când e un copil sau cineva, sau ai și tu prieten sau ceva, în tinerețe, da, care îți spuneau, nu că suntem acum bătrâni, dar de altă vârstă, care îți spunea, băi, vreau să fac aia, mă, ăsta e un tâmpit, un idiot, e nebun. Ți-mi minte că eram cu niște prieteni de-ai mei, știu, pe țeavă, pe Cătălin, da. Și vorbea, era pe zidurile Revoluției, exact la universitate, la acolo, cum s-a numit, știu unde zic, în Piața Revoluției, și era cu Sârbu și Sârbu le spunea atunci, vreau să fac o televiziune mare, tot vreau să fac asta. Și așa, să uitare și e nebun. Săracu, e nebun, da. Da, și ai înțeles? Deci e clar că și oamenii care au o viziune văd asta, știu asta cumva în ei. Și li se pare ciudat. Ții minte că aveam fost 21 de ani, eram în Grecia, cântam la Buzuchea și spun la o tipă, la o cântăreață, care asta cu bărbatul în momentul ăla erau quote-unquote successful. Adică eu eram la unde cântam la Buzuchea și nu știu ce și ăștia erau aia care își cumpărase casă, erau de succes la cârciuma care cântau, aveau mașină și erau așezați. Da, știi la ce zic? Adică, la casa lor și bine, și niște bani puși deoparte și plecau în vacanțe și parfumuri mai multe în baie, nu unul singur. Nu, aproape unul, da. Exact, da. Și atunci eu răspund la ăștia, da, eu nu sunt pentru aici, eu o să ajung, trebuie să ajung mare undeva, să fac ceva în America și nu știu ce. Și asta se uită la altul de mine că... și făcea să-mi ia săracul cu cap, da. Și ăsta a fost filmul tău. Când ai ajuns acolo, ce ai făcut? Când ai văzut că nu-s clădirile alea... După două luni de zile am intrat în mare depresie, frate. Adică m-am... Bine, adică și ne pun la cap, adică... Gata, e clar. Câți ani aveai? 27. 27. N-ai văzut clădirile alea cu cărămidă? Nu, n-am văzut. Nu, că am ajuns în Boston. Ah. Unde în Boston, downtown, sunt ca la noi acolo, cum se numește, unde e podul, la promenada. Da. Unde sunt trei clădiri de sticlă. E clădirea foarte mare, Hancock, pe Boylston, dar rest... E un oraș de ăsta vechi, adică New England, e totul old money și vechi. Și zic, unde e? Vreau și o blocuri de alea, vreau... De asta, venind în România, tu nu vrei vechi. Dar tu nu ne place, vrei doar nou, da. Exact, tu vrei doar nou. Noi am avut aia până acum 4-5 ani, vreau doar blocuri de sticlă. Asta pentru noi era, da. Nu vrem așa ceva. Și atunci eram în depresie, zic, mamă, ce urât e, vreau și o sci-fi-uri, înțelegi? Nu știam câte știam și... cumva, americanii au o treabă de asta unde poți să test out. Adică, dacă e o materie pe care o știi, îți dau dreptul să te uiți să dai test out și în loc să iei, dacă iei B+, adică B+, n-ai. Dacă iei 9 sau un fel de 8+9, înseamnă că știi materia aia și atunci you credit out, îți dau creditură. Și eu nu știam, am făcut o grămadă de test out, nu știam câte știu și am terminat Berkeley, care e normal 4 ani de zile, bachelor degree, nu diploma sau ceva, într-un an jumate. Am fost primul student care a terminat într-un an jumate, cu magna cum laude. Un an jumate? Da. De ce ai făcut după aia? Păi după aia trebuia să rămân în America. Mai aveai 2 ani jumate liberi în care te puteai să faci ceva. Nu, era și cu bursa și cu asta și mi-am dat seama, bă, stai puțin, eu am 27 de ani, nu sunt ca copii ăștia pe care au 19-20 de ani să stau pe aici. Mai înțeles, eram conștient și de asta cu vârsta. Și am văzut pe alții care... puneau botul la asta cu bursa, adică eu venind din sărăcie și din asta, nu ți-o spun pe bună, adică puneau botul la asta cu bursa ca și cum știa care își găsesc un loc călduț. Frate, n-am găsit un loc călduț și avem aici 1000 de euro pe lună sau 1500, nu mai plecăm niciodată, mai de apară de aici. Dar între timp tu nu-ți dai seama că te păcălești pe tine. Că tu iei 1500 de euro și tu între 5 ani de zile ești un cretin, nu mai știi să mai faci nimic și mai te angajează nimeni pentru 200 de euro. Și mi-am dat seama, zic, bă, stai puțin, eu am bursa aici. De eu dacă stau aici 4 ani de zile și ies la 31 de ani, nu mai... Alo, hello? N-am ce să fac. Era mișto, adică să stai așa. Călduț. Mai o băutură, mai o gagică, e mișto. Ai înțeles? Și aveam prieten, era un prieten meu din Grecia, țin minte că era acolo de fost 7 ani pe bursă. Că zice, am găsit o șmecherie unde nu trec decât 3 credite pe lună și atunci pot să stau așa. Păi până la ce vârstă ai de când să stai aici? 20 de ani? Adică în școală. Tu știi că sunt mulți care e un trend ăsta. Da. Dar fără să-ți dea seama că trece timpul pe lângă el. Și am terminat, am plecat și zic, hai, eu am treabă de făcut. Și m-am mutat mai departe. Trebuia să merg la Manhattan School of Music în New York să fac un masterat, dar atunci mi s-a schimbat direcția că m-am însurat și m-am mutat în Los Angeles. Niciodată nu ți-a plăcut locurile călduțe? Întotdeauna mi-a plăcut locurile călduțe. Nu pot să sufăr locurile cu frig. Nu, zic, locurile călduțe alea cu de-a stat undeva bine așa, cu niște bănuți, limitat cumva, că ai zis că ba, da, dar ce se întâmplă? Mă plictisesc.
Deci nu numai că mă plictisesc eu. Corpul meu îmi creează o... Pentru mult timp am crezut că e o anxietate. Corpul meu, că somatizarea asta, și că toți vorbesc acum despre somatic experience, că e mai importantă decât ce se întâmplă în cap. Corpul, mintea, minte, și știm asta cu anxietățile și cu nu știu ce, dar corpul îmi creează o stare de asta unde simt că nu mai e ce trebuie și atunci trebuie să ies din aia, ca să mă pun în acțiune. Și faci asta des? Am ajuns la... Prin experiența acumulată am ajuns la inteligența necesară sau înțelepciunea necesară să-mi dau seama că de fapt este iarăși un semnal de ăsta și atunci nu trebuie să mă despart de nevastă, de copil sau de prieten sau de casă, trebuie doar să schimb ceva ca să fac altceva, să-mi aduc ceva, o noutate, un alt proiect sau ceva. Înțelegi? Că trebuie să mă pun într-o stare de disconfort. Băi, merge foarte bine Damian and Brothers și nu știu ce, e perfect, avem nu știu câte concerte. Perfect, ok, atunci hai, bam, dă-i în cap și fă altceva total diferit ca să te stresezi. Ca să aduci ceva nou. M-am făcut acum câțiva ani de zile, dacă mai ții minte, cu Gypsy Rock, cu albumul ăla, cu toată lumea. Pe aia era, pentru că el mergea pe linie și toată lumea, ok, mă bag în Gypsy Rock, știu că o să-mi fie frică, am aruncat 3 albume cu băieții, l-am produs, că știam, am adus pe toți 25 de artiști, nu o să funcționeze. Și trăim cu aia 6-8 luni de zile, 1 an de zile, uite că după aia a funcționat, dar mi-a creat starea aia mișto și am învățat lucrul ăsta despre mine. Și întotdeauna e chestia asta, că vrei să îi dai cumva... Păi trebuie să-mi dai eu singur în cap, pentru că dacă rămâi în confort, nu-ți mai dai în cap. Și atunci, noi toți suntem făcuți, adică sunt studii făcute, oamenii de știință au descoperit că noi toți suntem făcuți să mergem spre confort, non-stop, 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 confort și pleasure. Adică tu, singurul lucru care faci cât ești aici în surviving, adică cele 3 lucruri, 1, ești aici să te procreezi, da? 2, să supraviețuiești și 3, să mănânci. Următorul lucru care este? Confort, să fugi de durere. Adică majoritatea suferinței oamenilor este de fapt că ei suferă, că vor să fugă de durere, dar suferința e mai mare decât durerea în sine. Și sunt într-un continuu cerc vicios. E, cam așa e și aici, adică, bă, dacă să fug de durere, dar de ce nu mă duc spre ea? Să vedem, mă omoară? Hai, kill me! Fucking kill me! Omoară-mă! Dar întotdeauna ai fost așa? Adică întotdeauna ai avut chestia asta? De la ai tăi, de la ceva? De... Cred că m-a învățat și viața. Cred că m-a învățat viața și la un moment dat când devii nu, Doamne ferește, atotputernic, că nu sunt eu, Dumnezeu e atotputernic, dar când îți dai seama că există doar 2 lucruri sigure, unul că îmbătrânești și 2 că mori. Pe atunci oricum îmbătrânesc și oricum pot să mor. Ok, mor acum și dacă mă întorc, oricum mă întorc. Ok. Ce relație cu divinitate? Este puterea absolută în care din totdeauna am fost... Sunt 2 lucruri separate, bineînțeles că știu că ai inteligența necesară să știi asta. Religia e diferită și credința e diferită. Sunt 2 lucruri diferite. Sunt credincios, sunt în spirit, sunt în Dumnezeu, nu sunt foarte bisericos, sunt mânăstirecos, sau cum să zic. Adică la Atos mă duc și la mănăstire, pentru că este o altă experiență. N-am nimic de mai ferește cu biserica, de Paște, de Crăciun și asta merg și la biserică, dar în general cred foarte mult în Dumnezeu și... mă trezesc pe buze înainte să fiu conștient cu Tatăl nostru, spun de 100, 500, 300, depinde de zi, 1000 de ori, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau pe tot un Hristos care mă întărește. Sunt în prezență cu Dumnezeu, spun continuu mulțumesc, sunt conștient pentru că, de fapt, este această conștiință, relația aceasta cu inteligența divină sau cu divinitatea, sau cum vrei să spui, dar, de fapt, Dumnezeu sau Domnul Iisus. Sunt creștin ortodox. Cum, întotdeauna trebuie să, oamenii când îi întreb despre asta, ei trebuie să spună că sunt nu știu ce, adică cred nu, că e... Nu, asta sunt, nu e ca și cum m-am născut asta. Asta m-a botezat pe mine familia mea și în asta cred. Sunt deschis și studiez și asta am spus-o și au văzut și oamenii în podcastul meu. Am studiat și hinduism, am studiat și budism, am fost și la yoga, am fost și la tot felul de lucruri și la mama mea, la tot felul de nenorocire, adică am o viziune mult mai largă asupra lucrurilor, dar sunt niște lucruri care vibrează cu mine și atunci am încrederea necesară și înțeleg, îmi place să fiu conștient și curios pe o paletă mult mai largă, da? Dar asta nu înseamnă că îmi schimbă opinia. Doar vrei să afli... Exact, vreau să știu cum să stau lucrurile. Cum a fost experiența Atos? Pentru că știu, am niște prieteni care au fost și că au venit cumva schimbați în bine. Toată asta care o vezi tu, tot debitul ăsta și tot overthinking-ul și tot ce vezi tu aici și tot Damian ăsta se face liniște, se închide. În momentul când ajungi la Atos, dar se închide, zici că e cineva care vine cu o cheie și... Eckhart Tolle, adică the power of now direct. Adică îmi pare rău că nu poate să experimenteze asta și femeile. Are de-a face și cu intenția care plece. Adică dacă ai observat în tot
în orice fel de terapie, în orice fel de trauma healing, în orice fel de terapie non-convențională, toți vorbesc despre treaba asta, cu faptul că de fapt trebuie să ai o intenție și în viață și o misiune și Google și Amazon și oricine. Așa e și la Atos, adică e clar că trebuie să ai o intenție înainte să mergi acolo. Nu poți să mergi așa, dar gata, m-am urcat și mă duc și eu la Atos și... Să văd și eu cum e. Da, să o ies pe afară, mai fumești o țigare, mai nu știu ce. Nu. Trebuie să ai o intenție și te duci să te întâlnești cu tine și cu Dumnezeu din tine. Și cum a fost întâlnirea asta? A fost prima oară în 2014, după care am continuat până acum 2 ani, până când a fost pandemia și acum am un grup de 7-8 prieteni care mă roagă să mergem, să-i duc și pe ei acolo. M-am dus în fiecare an de 2 sau 3 ori, de 3-4 zile. E incredibilă experiența. În toate locurile care am fost, este poate una dintre cele mai incredibile lucruri. E cea mai aproape de tine? Că ai zis că ai fost și la... Și la Mormântul Sfânt mă duceam în fiecare an de 2 ori pe an. Doamne, tu mă zis cât de sfânt e locul ăla, nu e aceeași experiență ca la Muntele Atos. La Muntele Atos e ceva cu totul și cu totul separat, diferit. Postul în sine, smerenia, toți oamenii care sunt smeriți, care vin acolo, înțelegerea, slujba care începe de la 4 dimineața, cumva transcezi în altceva, înțelegi? Sunt toate orele pe care le petești de la 4 la 10 dimineața, vecernia, după aia seara, după care după amiază, după care ajungi într-o stare de asta unde ești aproape constant așa, ce zic, într-o... Da, e foarte euforic și foarte incredibil. Revenind la America, ai plecat din Mătăsâcuhâtețăla și la un moment dat ai locuit în... LA. Cum a fost pentru tine experiența LA? Cum e LA? LA era foarte mișto pentru că în primul rând era soare. Ai zis că ți-ți place doar la cald, că n-ai nicio poveste din Islanda, nu? Da, ba da, am fost în Islanda. Dar la un moment dat, după 4-5 ani, mi-am dat seama că nici căldura prea mult nu-i bună. Mi-era dor de... Nu numai de România, mi-era dor de 4 anotimpuri. Vezi că de vreo săptămână, că de obicei noi și generația noastră care am prins primăvara de martie, mai ții minte că generația noastră... Și eram generația care avea geacă de primăvară și geacă de toamnă. Mulțumesc! Ceea ce exact, nu mai există. Exact. Și care nu vezi acum și că e noiembrie afară, nu mai cum a fost. Și așa. Ieri era... Bravo. 24 de grade. Dar observ că după ce s-a schimbat în martie, adică eu sunt meteodependent și îmi place ora aia când se schimbă, e de norocire, abia aștept martie să schimbe, dar observ că acum după mijlocul aprilie și cum a venit luna asta, ai alt dinamism, ai altă fază. Și ai văzut ianuarie, februarie cum ești și trebuie să tragi de tine și mori și ora 4 se întunecă și mai ales noiembrie, decembrie e de norocire. Totuși, când eram în LA, mi-am dat seama că erau momente când doar confortul ăla sau și partea unde sunt 110-112 grade Fahrenheit, adică undeva la vreo 36, 37, 38, 39, 40 de grade zilnic și unde ești nevoit să stai doar înăuntru la aer condiționat, te rupe de realitate, pentru că și când te miști, când te urci mașină, e prea cald, n-ai chef să mai te urci mașină, știi? Tot schimbul ăsta de climă și de temperatură. Așa, da. Și am citit atunci și unul de ăsta, un articol foarte mișto despre antrenorul de fotbal, dacă mai ții minte, și sunt foarte multe citate cu el, Vince Lombardi. Da. Sigur ai auzit de el. Da, da. Și ăla la un moment dat juca pentru un Super Bowl și a luat jucătorii lui din New York și s-a dus cu ei să antreneze în Miami, în Florida. Și a ținut acolo că se joacă totdeauna în ianuarie sau februarie când se joacă Super Bowl-ul. Și în anii 60-70 mă refer. Și asta era super cunoscut ca fiind cel mai bun antrenor. Și a stat cu ei o lună jumate și și-a dat seama că după 2 săptămâni ăștia le aveau total și ceva nu era în regulă. S-a uitat și a zis, ce fac? Când dau seama despre ce e vorba. E de la căldură. Deci, they were going declining. Se duceau în jos. Și a luat și zice, gata, mergem înapoi la New York. Și a băgat înapoi la New York în fric și cu tare și a crescut. Și în momentul ăla mi-am dat seama, zic, băi, cred că e nevoie de un echilibru, pentru că pentru mine treaba asta cu confortul iarăși nu e bun. Era prea cald. Era prea cald și nu mai prea cald. LA-ul e incredibil și mai ales, adică oportunitatea care am avut-o, mulțumesc Dumnezeu pentru întotdeauna, să trăiesc în casa care am trăit, să trăiesc cu oamenii care am trăit, cu care m-am cunoscut, cu oamenii care am colaborat și accesul la oamenii pe care i-am avut, dar te rupe de realitate. Exact cum ți-am spus mai înainte cu standardul ăla, așa cum aveam și în vremea când
eram căsătorit, cu cine am fost căsătorit și cu cine atunci, eram și la oamenii care mergeam în casă, nu vreau cum să drop names, dar la actori foarte mari, la producători muzicali foarte mari, te rupe de realitate, pentru că trăiești într-o zonă de asta, Hollywood Hills sau Beverly Hills sau astea, și atunci mergi la altă casă ca a ta, de altă casă care se vorbește doar despre coi, despre adică restaurantul coi sau nici nu mai știu ce vă spun, Ivy sau știi ce zic, top da. Of the top, după care mănânci doar mâncare de aia, după care te urci în aceeași mașină cu Vale Parker, după care miroase aceleași parfumuri, după care nici măcar nu cumperi parfumuri de la Sephora, cumperi de la și menuri, da, exact, Maison Privé și nu știu ce, adică și totul se mută într-o treabă de asta unde nu mai e nicio treabă cu realitatea. Adică dacă vrei, adică cea mai mare realitate de touch of reality ar fi să mănânci un chimichanga sau un burrito la Chipotle sau ceva care și ăla e un chain, nu e un restaurant mexican adevărat, unde să miroși, adică să miroși ceapa aia prăjită mexicană, te doare bila și te-ți vine să vomiți, dar ăla e real. Pentru că atunci când te duci să mănânci la un mexican unde nu miroase nimica decât a, e doar că e mexican. Bravo, miroase exact ca la abricot mie în fici și nu e niciun fel de minus. Atunci zici, what the fuck, ce e aici? Asta, adică ai tu nevoie de ceva real. Și plus după aia, când te duci în fiecare mall, unde când intri în dreapta, vezi Banana Republic, Gap și totul așezat la fel, venind într-o copilărie a noastră ca europeni, care e foarte multă diversitate, sau și mall-urile, sau și totul este așezat la fel, cinematografele, Sixteen Edwards, tot, știi la ce mă refer exact? Da, că totul e țiplă. Da? Ți se sparge puțin filmul și mai ales dacă ești ADHD sau OCD sau cât are, ai nevoie de puțină diversitate. Stai frate că aș vrea și un bloc de la unde așa, nu mă refer Barcelona, doar Gaudi sau știu ce, dar poți să ai ceva România, Vaslui, Iași, Turcia, unul peste altul acolo, ai văzut bazarul ăla, ceva, să fie ceva dens, să mai fie ceva. Bineînțeles, ok, ai nevoie și de vacanța ta și de munte, nu spune, dar ai nevoie de puțin acest echilibru. Balcanismul ăsta îți lipsea? Nu numai balcanismul. Am fost săptămâna trecută cu Cristina la Roma. Și ai văzut acolo, există diferențele astea unde culori astea, vechiul cu nou, cu nu știu ce. Ai observat că și la noi sunt câteva locuri de astea unde s-au construit blocuri și în Cluj și în București și nu știu ce, unde sau acolo, unde am spus la promenada, unde e modernismul ăsta. Dacă te uiți acolo și bei o cafea, poți să stai un sfert de oră, jumătate de oră, o oră. Dar după aia simți o răceală a locului, pentru că și vibrațional nu este aceeași căldură cum ai simți undeva unde e totul. Ai văzut, de azi centru vechi atrage toate centrele vechi, Trastevere, cum e Italia sau la Roma, atrage treaba asta, pentru că există acolo o vibrație, o frecvență care are ceva de spus. Și te-ai plictisit de căldura aia și de aerul condiționat? Nu numai că m-am plictisit de căldură, cred că m-am plictisit de viața, cred că m-am plictisit de bine. Sau urât cu binele, cum e vorba aia. Da, pe românești. Și ai simțit nevoia să te întorci la Vaslui? Nu, am simțit nevoia inițial să mă duc la un terapeut, un tip foarte șmecher, care era specialist pe NLP, Neurolinguistic Programming, și mi-a spus Gagiu, zice, băi, nu ești fericit, nu știu ce, i-am spus eu, nu mai mă regăsesc în asta, mă întorsesc într-un turneu, am avut un turneu la Night of the Proms, foarte mare, 120 de concerte, eram cap de afiș împreună cu Joe Cocker, James Brown, Shaggy, Cyndi Lauper, Gypsy King, Zucchero, toți ăștia, am stat un an de zile plecat în turneu. Îți dai seama, după turneul ăla în Europa, când te întorci înapoi în LA, zici că ești și alta diversitate europeană și nu știu ce. Doamne ferește, acum nu comparc, e mai bine Europa decât America sau ceva, doar spun ca diferențe vizuale, ca diferențe care te afectează. Da, partea de soare e bună, dar poți să ai soare și la Constanța, poți să ai soare și la Barcelona și la Maldive sau în Brazilia. Cred că e nevoie de un echilibru, despre asta vorbim. Și pur și simplu nu mă regăseam și mi-a spus săraci că băi, ar trebui să te duci în România dacă vrei să-ți revii. De ce? Că ai nevoie cumva, tu ți-ai pierdut rădăcinile. Și l-am ascultat, zic, o să mă duc o săptămână, două și pe aia mă întorc. Și ce, nu ai nevoie să stai mai mult. Și terapeutul ți-a spus asta? Mi-a spus asta terapeutul și pe aia, care acum un an de zile vorbeam cu o fostă iubita mea, în state, care mi-a reamintit iar la o întâlnire unde eram, atunci mai colaboram cu Quincy Jones, și mi-a spus o treabă foarte tare, că băi, tu ar trebui să te duci înapoi în România, pentru că ce am făcut eu pentru African American, cum ar fi Oprah, Will Smith și asta, și a făcut Spielberg pentru evrei, tu poți să faci pentru țigani. Le zic, o să mă duc 2-3 săptămâni, zice, nu. Trebuie să duci acolo an și an de zile. Și? Te-ai întors? Și nu ai mai stat 2 săptămâni. M-am întors și inițial
nu mă regăseam deloc, adică totul era invers. Cât plecați, adică cât ai fost plecat din România? 18 ani. Oh. Și erau niște diferențe uriașe, dar venind din LA, nu poți să-ți imaginezi. Fiecare groapă, fiecare lucru îl simțeai, fiecare miros, fiecare nedinte în gură, fiecare mână cu bătături, fiecare... N-am cum să-ți explic, ai înțeles? Subtilități și nuanțe pe care doar cineva care a trăit acolo foarte mult și la nivelul ăla are cum să înțeleagă lucrurile astea. Adică sunt lucruri pe care nu poți să te obișnuie, nu știu dacă înțelegi, e foarte și complicat. Și ca timp, adică în ce an se ultima dată în România, încerc să imaginez ca ani, ca să dau seama deci, că... am plecat în 99 și m-am întors în România în 2006. Oh. Că dacă, nu știu, se întâmpla asta mai acum, recent sau ceva, asta nu era așa, dar atunci cred că era șoc cultural. Șoc cultural, exact așa a fost. Și că ai văzut gropile alea? Nu numai gropile. Nu gropile, tot. Da, tantinii noastre, vecinile care din bloc care pătim de vară stau încă mărși de noapte pe astea și te uiți așa când vii de lei care le vezi fără sutien și fără astea. Știi ce zic? Adică e un dăsta care nu poți să înțelegi ce se întâmplă. Adică tot felul de lucruri culturale de astea cu care am copilărit, dar era un șoc și ăștia se uită la mine. Dar ce, mă, nu-i normal? Adică, sau oamenii care vezi pe stradă pe tine de vară doar într-un maieu să stea unii pe lângă alții și te uiți, adică stai puțin, nu spui ceva pe tine, pentru că vii dintr-o altă lume, face sens? Și mai ales eu care sunt ca un sponge, ca un burete și care luasem așa de mult de la american, adică mi-am dorit așa de mult să iau de la ei în cultura lor, înțelegi? Și atunci era puțin ciudat și până am venit, adică având toată informația asta foarte bine embodied înăuntru meu, mi-era greu și pe tine, adică fără să te judeca, prietenul meu, bă, ne vedeam undeva și vedeam pe ăla că te dea comandă. Ce? Dați-mi și mie o ciorbă de burtă, dați-mi o tuzlama, o ceapă de porc și zic, mă, uite, mamă, asta, aveți somon? Da. La grătar? Nu, prăjit, nu, zic, atunci dați-mi și mie o salată vegan, aveți? Ce e vegan? Zic, dați-mi o salată fără nimic pe ea, fără brânză, domnule, nu vrei? Nu, dați-mi două roșii, vă rog frumos și e bine. Vreau să-mi imaginez drumul, te-ai ajuns la aeroport și de la aeroport până în ce cartier stăteai? Asta vreau să-mi imaginez un pic drumulețul ăla cu un taximetrist. În stația la Lizeanu, la blogul Melodia. Exact. Okay. Nu degeaba am făcut piesa aia în stația la Lizeanu. Eu am, noi avem cu Andreescu, ne mai prostim noi de când, și mai punem muzică. Și în stația la Lizeanu e una dintre piesele pe care le punem de fiecare dată, pentru că mi se pare genial. Paranteză. Cum a fost drumul până când ai ajuns la Lizeanu, de la aeroport? Ai venit cu un drag cu maimuță? Cu un taxi? Sau te-ai avut un băiat? Nu, au venit cei de la mine în familia mea. Ah, okay. Și a doua zi, unchiul meu, ca să fie mișto, am plecat cu el și m-a dat în piață la obor. Minunat. 2006, da? Da. Minunat. Și era ca LA? Mamă, piața de obor acum e boierie, adică e da. Fiță, e fiță, fiță, fiță. Organizată. Era cultural greu, greu. Pentru că și în LA mă duceam de multe ori la Farmers Market. Știi, când fac ei marketurile improvizate, dar era altceva. Altă ligă. Da, da. 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 Și cum nu ți-a venit? N-ai avut niciodată să te întorci? Nu, pentru că s-a întâmplat în momentul ăla treaba asta cu trupa, cu Damian Brothers, unde inițial le-am spus la ăștia, vreau să fac o trupă, vorbeam așa despre asta și un prieten al meu i-a strâns dintr-o greșeală. Am un prieten în momentul ăla, umblam cu niște prieteni mai băieți de-ai noștri de oraș pe care știi și tu, Țeavă, Zegheru, ăștia, ai înțeles? Și s-au auzit studii. De ei, exact, da? Și ăștia încercau să mă facă în tot felul, fericit, să-mi aducă, mai înțeles tu, fete, șprițuri, nu știu ce, și eram, nu, mulțumesc. Și am mers undeva să mâncăm la o cârciumă și ăștia au spus, zic că, băi, uite, Damian are o trupă foarte mișto, nu știu ce. Și m-au văzut, era pe timpul la Mihai Răzvan Ungureanu, ministru de externe, și spune, mamă, ai venit în România, tu care ai câștigat Grammy, care ai făcut nu știu ce, și nu vei să faci un proiect să reprezinți România în Europa, că la anul, acum, în 2007, ne integrăm în Europa și aș vrea să le arătăm, să le dăm ca o palmă europenilor, să nu mai spune despre noi că suntem țigani. Și zic, bine, da, hai să vin să vă ascult. A venit, ne-a ascultat și i-a plăcut foarte mult și am strâns trupa, eu am spus la băieți,
Am mers la o cârciumă și am spus, băi, vreau să sunt și eu 5-6 băieți. Și a doua zi au venit 18, că toți credeau că plecăm în America. Cu valize, deja. Gata, are Damian viză. Cum se mai trimiți acasă din 18 pe toți? Și eu am apă toți 18. A, și până la urmă i-ai luat în trupă. Da, și am făcut Damian Brothers, am plecat cu ei în 4 locații, unde trebuia să mergem, Italia, Anglia, unde au decis ei să mergem cu Ministerul și cu astea, am promovat asta și până când am întors, am crezut că s-a adunat proiectul. Și ne dă telefon, dacă ții minte, de mult, să deschisese primul Fratelia, unde e acum One, da, în Floreasca. Da, da. Și ne dă telefon și că, băi, o petrecere de filmă, vreți să veniți? Zic, da. Cât e? Eu am spus cât am luat atunci, nici nu știam Fiurile de România, ca artist. Perfect, ne-am auzit acolo, am cântat și de acolo au venit încă 20 de cântări. După care, după aia gata, a pornit nebunia cu Damian Brothers. Și dacă mai ții minte, s-a dus așa, într-o dată, în sus. S-a dus așa, că la un moment dat erai la Sala Palatului, aveai concert la Sala Palatului. Ceea ce da. Sala Palatului e ceva, un soi de Da, dar imediat, meca, adică concert la 8-9 luni de zile, da. 4-5 mii de oameni. Adică a devenit un trend, s-a mai întâmplat ceva. În momentul ăla am făcut eu un album în 2007, imediat la câteva luni de zile, m-am dus în Italia, l-am registrat, am venit cu el înapoi, unele dintre label-urile astea, casele de producție, au fost să-mi dea pe el, pe mine m-a costat 30 de mii, au fost să-mi dea decât 5 mii, și zic, bă, mai bine l-arunc, fac nimica cu el. Și m-am dus să mănânc undeva și m-am văzut după aia, în seara, într-un mod, cum le face, le aranjează cel de sus, m-am văzut cu Marius Tucă, care pe timpul avea, era la Jurnal Național. Și bă, nu vrei să lansezi un album cu noi? Că lansez un album cu ziarul, mai ții minte? Da, da, că dădea... Zic, da. Și asta, zic, sau și mă gândesc, stai mă, am spus că îmi dă 5.000 și într-un an aș vinde 10.000 de CD-uri, mă văd 10.000 de oameni. Și cât te lansezi? 200.000. Zic, bine, ți-l dau. Cât vrei pe el? Nu vreau niciun ban, el. Și băieții, băi, ești nebun, ai dat 30.000 și o să pierzi. Zic, nu o să pierd nimic, de ce? Că dacă 200.000 de oameni mă văd și în România oamenii dublează asta pentru că asta e un lucru normal să copieze, nu știu ce, o să ajung la 500.000, poate 1.000.000 de oameni. Și o să vedeți câte evenimente vor veni. Ce ești nebun, asta e o prostie, e un risc, tâmpesc, nu-i nimica. 21 mai 2007 s-a lansat albumul și după 2 luni de zile, unde mergeai pe străzi, toată lumea asculta Shareman și Damian Brothers. Da, ai fost întotdeauna așa, cumva ai simțit niște chestii de-astea? Că nu e nicio pierdere 30.000 acum, dar de fapt e un câștig mare pe termen lung? Viața m-a învățat că de fiecare dată când fac greșeli, peste 6 luni mă uit în urmă și aia nu era o greșeală. Și nu greșeli de astea unde să pierzi 30.000 sau cu tare. Să ajung cu tine, mamă, du-te la asta, că e blocul o travă și te angajează nu știu ce, nu știu ce. Și după 2 săptămâni îți iau în jur și nu știu ce. Și după aia plec acasă, mamă, am încetat cu asta și am pierdut jobul și nu știu ce. Și după 8 luni de zile vezi că de fapt era o greșeală dacă ai fi rămas. Și ți-a arătat Dumnezeu că de fapt ăla era drumul. Adică de multe ori nu e aia care, aole, stai că sunt conștient și, domnule, am plecat că nu-i bine. Nu, iese, se lasă cu nasol și după aia în viață ți-a arătat Dumnezeu că de fapt că era la drumul. Da. Și după aia prins, înțelegând asta ca experiență, încep să-ți ascult intuiția. Bă, stai puțin, nu mă simt bine cu ăsta, mă tratează nașpa, sentimentul este că mă duc acolo, nu-mi place, adică am așa o... De asta, nu-i mai bine să spunem mulțumesc frumos, să rămânem prieteni, frate, și... Nu percepe lumea ca un nu ăsta? Nu, că nu e vorba de a fi un nu. Mi s-a dovedit over and over and over că de fapt există această intuiție pe care dacă o asculți spune foarte multe lucruri. Dar asta trebuie să ajungi la tine în sus, trebuie să ajungi la tine să fii autentic fără mască și chiar să-ți asculti intuiția, pentru că de obicei sunt așa de multe distractions, da? Care te scot din această intuiție, că te gândești, stai puțin că dacă sunt cu ăsta o să fac așa, o să fac așa. Și în momentul când intră capul, mintea și spune ce vezi tu ca potențial, mintea te minte și poți să ajungi cu ea la balamuc. Adică poți să spună, mamă, e bine că dacă stau cu ăsta 2 ani o să fac asta și o să fac așa. Și în realitate corpul și spune, bă, dar nu e bine. Nu, frate, că stop. Și trebuie să oprești lucrurile. Dar a fost un moment în care ai simțit asta, să asculți corpul? În afară de corp nu există ceva. De fapt, subconștientul nostru este corpul, nu este aici. Nu, dar cu un moment ăsta în care mai simțeai ceva sau ceva din ăsta, dar să fie un moment în care să zici, bă, hai să-l ascult mai mult. Da. Când a fost momentul ăsta? Cred că cele mai bune momente sunt atunci când tu nu asculți corpul, corpul are nevoie de adicții sau de dependențe. Și atunci înseamnă că trebuie să bagi în gură dulce, trebuie să jocuri, droguri, gagici, femei, are mâncare, ceva. Când tu ești în conexiune cu corpul și ești ok, nu ai nevoie de nimic. Am ținut de făcut de câteva ori. Poți negru de 10 zile doar cu apă.
corpul îți dă atâta informație când ești pe post negru, de nu poți să-ți imaginezi. Aia este, este cel mai clar moment unde îți arată totul. Fac asta o zi, două pe săptămână, de vreo 4 luni de zile și mi se pare senzațional. E bombă, e bombă. Uite, e... acum, eu termin asta și am până sâmbătă dimineață 40 de ore în fiecare vineri, vineri neagră. Fiecare vineri, 40 de ore în care nu... Da, 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 și o dată pe lună, 7 zile. Dintotdeauna faci asta? Da, anul ăsta am început. Dar înainte okay. Țineam post negru des. Se pare tare că e ca... Adică chiar dacă pare ceva, că toată lumea te întreabă, dar e super greu sau nu știu, nu mi se pare că e nimic deloc, greu. Deloc. Și mi se pare că la un moment dat chiar nu mai simți nevoia... De multe alte lucruri. De multe alte lucruri, da. Ai observat? Da, 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 da. Că de momentul ce tu ai puterea să controlezi ceea ce bagi din gură, ai puterea când ești în postul negru, nu în celălalt post vegan, că vegan e copilărie, să mănânci o saltă și niște morcovi. Ai puterea și ce scoți din gură și ai ajungi la o putere uriașă unde... ai un control uriaș asupra ta a dependențelor tale și a gândurilor tale, observat? Da. Din orice punct de vedere, de la sexual la orice, adică ești tank, adică ok, n-am nevoie de nimic, ești. Dar ai vreo problemă vreodată cu vreo dependență sau ceva? Am fumat, mi-a venit spumea an de zile, m-am apropiat în cartuș, am avut an de zile cu trupa de oameni în brațe, după ce am venit atunci, mai mulți ani, 6-7 ani de zile, să bea cu trupa câte 100 stică de vin pe zi și 10 stică de whisky. Am avut dependență când eram în școală și aia să fum, și astea, că și profesorii fumau acolo. Dulciuri, o perioadă foarte îndelungată, dar mulțumesc Dumnezeu, s-au terminat toate. Linie. Nu mai beau cafea, nu mai fumez, nu mai am consumat nimic de ani de zile, nu mai beau băutură de 5 ani de zile pe 12 iunie. Alcool deloc de 5 ani? De 5 ani, 0. Și la vreo sindrofie, la vreo de asta, ce zici? Nimic, nimic. Că în general lumea zice că ești bolnav dacă ești în România și nu bei așa, zice că ești bolnav. Mai bine, lasă-mă așa să fiu bolnav. Un 80%, 85% vegan și uneori doar când e nevoie, când simte nevoia sau simte corpul puțină proteină, pește sau ceva. Dacă tu ți înțelegi lucrurile astea, dacă cineva care te vede în afară te judecă, sunt ok cu asta, așa că am învățat să nu pronunț cuvintele astea că sunt vegan, că nu beau, că nu fumez, nu știu ce. Stau la masă și ce faci? Îmi pune și mie pe același lucru pe masă și mă fac că mănânc și mănânc ce am eu nevoie sau dacă îmi pun un pahar de vin, dau noroc și nu beau. Că în momentul când dai drumul la subiectul ăsta, după aia tu devii subiectul discuției. Clar, toată lumea e călare pe tine. Dar de ce nu bei? Ești bolnav? Ți-ai făcut analizele? Și te-ai și ras în cap și nu știu ce ai ceva? N-am nimic, frate, dar eu îmi știu corpul și îmi știu direcția și îmi știu nivelul de concentrare, câte ori am nevoie de somn, câte ori am nevoie de apă și am învățat foarte multe lucruri pe care le-am studiat pe mine, pentru mine, cu specialiști. Și atunci știu ce îmi face bine. Și dacă n-am nevoie de acea băutură care eu credeam la un moment dat că îmi făcea bine pentru că aveam niște... emoțional nu eram bine, în momentul ăsta nu mai am nevoie de ea și sunt foarte bine așa cum sunt eu. Meditez o jumătate de oră, merg 10.000 de pași, mi-am făcut bine la cap, stau cu mine puțin și mi-e bine. E discuția asta, când la un moment dat am fost o perioadă lungă în care n-am mai mâncat carne și toată lumea era, dar și cum? Și sarmale? Cum mănânci? Da, da. Ca și cum sarmale sunt bune. Doamne ferește, sunt bune sarmale, da. Da, nu e, că nu despre asta e vorba, dar nu e ca și cum, gen, e o chestie care o mănânci o dată la două zile sau ceva în asta și nu poți să trăiești fără ea, adică... Se întâmplă asta de foarte multe ori și o simțeam și eu înainte când mă uceam, că aveam o grămadă de timp când am fost la Bodrum, știi, la Life.com, dar nici atunci nu simți cum o simți în postul negru. Postul negru, pot să spun că din toate experiențele mele terapeutice, poate este cea mai puternică experiență. Te face să ai o încredere în tine și o putere uriașă, incredibilă. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Și după postul negru, așa cum știi, se schimbă papilele gustative. Doamne, și în ce fel gustă morcovul sau salata sau castravetele și ce fel de miros are. Adică e incredibil. Și în momentul când mănânci mâncarea hrană vie, nu ai cum să mai mănânci hrană moartă. Pentru că sau să mănânci un bec de of chip sau cutare, nu avem de asta cu promo. Nu avem primii. Așa, sau să mănânci un bec, dacă castravetele ăsta îl ții 3 zile în frigider sau pe masă, moare. Dar chipsurile alea, ca eu ia spun, data expirării 23 ianuarie 2024 și noi suntem în mai 2023. What the fuck is wrong with you? Adică nu-mi dai seama că cum poți să bagi în tine hrana aia moartă? Când ăștia spun că un steak care dacă durează, dacă e mai lung drumul într-un restaurant până ajunge la tine, el e deja mort, da? Sau nu mai are niciun fel de nutrient în el. Tu vei să bagi ceva în tine care stă pe ăla luni de zile. Și tu vei să fii viu pe dinăuntru. Cum vrei să fii viu când tu bagi ceva mort în tine?
când te întreabă lumea, adică simți nevoia să spui chestia asta sau simți nevoia doar dacă te întreabă cineva? Nu, ți-am spus asta ție că îmi place că știu că ești un băiat de stil și te urmărești și îmi place de tine. Dar nu, păi, nu sunt profesorul tău acum să mă dau profesor, că pe asta, dar tu ce știi, bă, ce spui mie, nu știu ce. Nu, că asta mi se pare, că când o zi sau ceva în genul ăsta, la un moment dat, lumea, adică... Bravo, bă, vrei tu să trăiești o viață? Exact. Dacă vrei să trăiești, mă? Da. Nu vreau să trăiesc mult, vreau să trăiesc bine. Adică vreau să pot să merg, vreau să mă plec, vreau să pot să mă mir, să mă doară totul, să nu fiu inflamat de la... Plus că mi se pare că e o chestie de alegere și nu trebuie nimeni judecat pentru absolut nimic. Adică nu trebuie să-mi explici că de fapt că sunt oameni care îți explică, dom'le, dar stai că dacă mănânci nu știu cât, adică toată lumea simte nevoia să explice. Și nu înțelegi de ce. Da, că e o alegere. Eu am ales așa. Am ales așa. M-am documentat, am citit, am aflat ce e bine, înțeleg ce înseamnă GINS, înțeleg ce înseamnă MCT, înțeleg ce înseamnă tot, suplimente, ashwagandha, înțeleg ce înseamnă omega 3, știu totul, știu rețete, știu astea și știu ce e bine pentru mine. Băi, dacă mănânc un avocado, perfect, mănânc o aia, mănânc nu știu ce, știu, puțin humus, puțin... Sunt niște lucruri care pe mine, după ce le mănânc, nu mă obosesc. Nu te pun după ce de digestie mare. Nu, trec pe mine foarte ușor. Pot să ies la toaletă, nu știu ce, îmi țin conștiința curată și pot să funcționez. Perfect, n-am nevoie de cafea dimineața, mă trezesc, sunt forță. Perfect, n-am nevoie de alte prostii să bag mine de-astea, Red Bull-uri sau nu știu ce. Sunt bine ca energie, perfect. Mulțumesc Dumnezeu. Mănânc într-o ora 26, în rest nu mănânc intermittent fasting, m-am mâncat o salată și la revedere, sunt bine și... Ai făcut multe experimente pe tine? Că ziceai mai devreme că multele pe toate le-ai făcut. Am făcut o grămadă de experimente, exact. Ca să aflu cine sunt, pentru că pentru foarte mult timp, cu majoritatea dintre noi, noi credem că suntem cine ni s-a spus că suntem, trebuie să avem curajul să mergem pe tărâmul necunoscut, să aflăm de ce am venit aici și cine suntem cu adevărat. Că noi nu suntem niște ființe umane care avem o experiență spirituală, suntem un spirit care avem o experiență umană. Mi se pare că e o chestie de asta de... Mi se pare tare așa să te descoperi și să încerci să-ți pui întrebări și să... Sunt prieteni. Uite, ieri vorbeam cu un prieten la meu și că ce faci, te pup, nu știu ce. Am dat comandă la niște mâncare. Suntem prieteni foarte buni. Multe prieteni ăștia care și dacă te înjură sau spune ceva pe dos, o iei mișto că e pe bune. Da. Băi, ajunge cu o dată căutări că tu te cauți prea mult și vorbeam și cu niște prieteni care au venit aici care sunt și ăștia, îmi place și au spus, bă, Damian, să caută prea mult, a ajuns prea mult la căutare. Zic, bă, da. Am o întrebare, că știu și eu pe prietenii ăștia și știi și tu. Frate sau că puncte aia. Eu le spun lor ceva că stau câte 3 luni de zile la Monte Carlo sau la în Ibița sau la Maldives, nu. Eu dacă mă duc și mă caut, adică cu ce deranjez pe altcineva? Adică pentru mine, în loc să mă duc să stau la Saint-Tropez, mai bine mă duc cu o treabă și stăm 2 săptămâni în Peru sau stăm Atos, adică fiecare are... Dar de unde crezi că vine frecatul ăsta, grijii de altul? Că sunt oameni care sunt sigur că trăiesc o viață extraordinar de bună și nu e despre nimic altceva, dar doar că îi freacă grijă. Bă, dar știi că ai treaba să o spun, poți sincer și nu judec, adică nu o spun, mai ferește, să mă dau mai tare sau mai mare, că cred că mai simțim cum sunt, da? Adică nu. True. Dar eu dacă sunt, eu sunt atât de ocupat cu câte lucruri am de făcut, dar n-am timp deloc să mă gândesc la tine. Sau ce faci tu? Mă crezi? A, pe tine azi că te urmăresc, nu știu ce. Dar nu o să stau acum, iau după ce a postat și ăsta sau ce a făcut și ăsta. Mă uit, eu nu cred că de când a ieșit Facebook și orice fel de rețea socială, nu cred că am pus foarte un comentariu. Înainte, dacă spun la unul, la mulți ani, sănătate sau atâta. Dar nu am pus niciodată un comentariu sau ceva. Și nici nu știu ce... Ai văzut ce face ăla sau ce face ăla sau ce face ăla? Nu. Crezi că au prea mult timp? Când te uiți la alții dacă și ai, să dacă comentezi... Ai timp, dacă ai timp la unul să pui atunci un comentariu ieri la concertul meu, Damian Dreghici, de ce cânti cu Naiu și nu de ce cânti cu Toba, cu Damian Rămbeadă și nu cânti cu Naiu și de așa, pentru că tu ești un artist mare care când ai venit din America făceai nu știu ce și făceai nu știu ce, făceai nu știu ce. Și mă uit și scris bine gramatical, cu puncte, nu știu să scriu bine gramatical, trebuie să scrie fetele de mine, că la școală am fost barză, am terminat școala cu șpăgi. Și nici acum nu vorbesc bine, adică fac greșeli de-astea de gramaticale. Și văd pe ăla, că a stat asta să scrie, zic, mamă, frate, cât timp are ăsta în viața lui să stai să faci un așa mesaj? Eu nu aș avea atâta timp. Dar îți dai seama cum a fost cu cursul, adică s-a dus la concert la tine, a stat regulamentar, și da. La un moment dat a ajuns acasă și a zis, stai mă, încă, și că am eu de scris, da. Alea, focurile alea mari. Nu, ăsta n-a ajuns la concert, ăsta pe concertul care l-am pe 28 mai.
A, el a scris preventiv. Da, adică o să cânti cu Naiu sau o să cânti cu Naiu, că tu ești mare în aici și tu o să cânti cu Toma. Și nu e bine ce că faci cu Toma, că tu trebuie să faci asta și trebuie să faci nu știu ce. A, el vizionar, ți-a zis dinainte ce să faci. Eu la mine, la că am și eu social media de asta și nu știu ce, abia apuc să mă uit când sunt pe WC sau ceva. Că n-am timp să stau toată ziua despre asta, adică mai sunt niște copii de aia care se ocupă acolo la mine, mai înțeles? Crezi că e nevoie de atenție? Doar asta? Când scrii un comentariu de asta? Cred că da. Că dacă ar fi să ne uităm cultural la noi, există anumite asemănări între Balcani, între cultura evreiască, dacă știi, asta cu oi vei. Uh-huh. Adică treaba asta de a te plânge. Și ai văzut cum e de obicei, nu la maică ta, la o generație mai veche, bunica ta sau asta, care totdeauna se plângea în casă. Dar nu era plânsul ăla care se plângea în casă, nu plâns. Eu că eu fac nu știu ce, Și bunica tu s-a zis, bine fă, e ok. Face sens? Dar plânsul ăla este, e un alt fel de atenție. Doar că nu-i înțeles bine la noi. Nu știu dacă ai înțeles. Da, e un coping mechanism. Și atunci, și treaba asta cu ăsta este tot o modalitate de a primi atenție. Adeptate. Deci cred că acolo este. E o treabă culturală unde vrei să primești atenție prin... Ai văzut că sunt mulți. Ce faci? Cum ești? Ce să fac? Rău. Nu știu ce. Aolo, și nu știu ce. Ca să-i dai atenție. Că dacă el ți-a spune, ce faci? Cum ești? Bine? Da. Ce să mai întrebi? Exact. Cum e asta, care citeam că era acum câteva zile, dar o tipă foarte mișto, aia, cred că urmărești și tu, holistic psychologist. Da. Ai văzut, Nicole Lepera, foarte mișto. Și zice, ai grijă cu oamenii care fac gossip, care bârfesc, pentru că, de fapt, pentru ei este a bonding mecanism. Adică eu, cum mă văd cu tine, eu nu bârfesc doar cu tine. Cu toți. Nu, dar nu știu de ce. Pentru că eu doar așa știu să mă apropii de tine. Ai văzut pe ăla? Da, nu știu ce. Și pe aia când pleci de acolo, eu nu te bârfesc pe tine. Dacă să mă prietenești și cu ăla, o formă de people pleaser, ai văzut ce-a făcut ăla? Pe aia școala tu altfel. Eu nu știu să mă prietenesc altfel cu tine. Să spun, băi, cum ești? Sau ce? Sau stăm 3 minute fără să vorbim? Da, și atunci o legi de... Că ești într-un grup, când sunt 5-6 oameni, după aia a plecat unul, bă, l-ai văzut pe ăla, de fapt, nu știu ce, după aia a mai plecat unul. Dar tu mai ții minte când eram mici, că aveam grupuri doar de bârfe? Da. Te vedeai cu unii, bă, mă duc să mă văd cu aia, de ce că râd cu ei? Dar ales n-aveai altă treabă cu ei decât să râzi cu ei sau să râzi de ei. Sau să te Da, înțelegi? Da, și bă, lăcărei pe unii și după aia gen, plecai mai departe. Exact. Probabil că și te vedeai cu alții care erau intelectuali, adică hai că mă duc cu ăștia care citesc nu știu ce, cum știu, ca și în ziua de azi, mă văd cu unii care citesc doar Harari, Peterson, Gabor Mate, mamă, sunt ăștia mișto și pe aia te uși cu alții, hai să stăm puțin să râdem 2 ore. Că ai nevoie și de aia. Ai nevoie de toate, da. Exact. Cumva. Și cred că și asta e, prietenia e în toate direcțiile, adică te bucură și mai mult ca sigur cu aia care stau de vorbă cu despre Peterson și analizăm și vorbim despre existența vieții și nu știu ce, n-ai cum să râzi cum râzi cu aia lați. Pentru că aia râd de orice prahat. Nu, aia spune coajă de banană și pe aia, exact. Glumelele. Exact. Dar mi se pare că e nevoie de toate, adică da. Cumva. Mai mult ca sigur. Dar nu poți să ai pretențiile astea, adică să le combini. Crezi că ne-a dăunat un pic social media asta? Întotdeauna a existat ceva care ne-a dăunat, doar că noi trebuie să dăm vina pe ceva. Adică și asta cu... Acum suntem distrași și nu putem să facem și avem ADHD pentru că e social media. Nu e adevărat. Gallup a făcut un studiu, știi, agenția cea mai mare de lume, a făcut un studiu unde... Un studiu în anii 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 10 și 20. Știi că lucrează un om într-un job de 40 de ore pe săptămână, de 8 ore pe zi? Acumulat într-o zi? 4 nu ore. În România, afară. 3 ore? 90 de minute. 90 de minute. Nu în 2020, și în anii 50. Vine să nu uite pe geam. De și mișto să te uiți pe geam. Ar trebui să fii bolnav. Dacă e soare și frumos, nu te uiți pe geam. După aia și dacă plouă, te uiți. Ce mișto e, că ești nostalgic. Mai stai de vorbă cu un prieten, mai te uiți, mai tragi o asta la WC-ul, iarăși mai vii, asta înainte de social media. Iarăși mai te uiți... Te gândești la nevastă, te gândești la fita, te uiți la asta, după care te sună de la bancă, am masa de plătit, plec în vacanță, mai faci ceva pe computer sau mai dai două cuie, după care te-ai rovit la asta, te uiți până la... Și tot așa. Și 90 de minute cumulate. Deci 3, 2, 5, deci... Adică nu erau nebuni suedezi, de făceau cu 6 ore, că bravo, sunt productivi sau ceva. Și nu erau nebuni suedezi, care au făcut 4 zile pe săptămână. Și au făcut 4 zile, da. Exact. Și nu sunt nebuni olandezi, care au dat la 2 săptămâni, iau o vacanță, un city break de 2-3 zile ca să-și revină. La noi trebuie să stai mai mult la muncă, că înseamnă că ești productiv. Ceea ce este total greșit, că dacă tu ăla stă 9 ore la muncă, înseamnă și tocmai... Și să te și faci în fața lui șeful când trece, stai așa și pe când...
Noi de ce crezi că suntem așa, că avem chestia asta, că la noi e volum? Noi e asta... Comunismul cred că ne-a făcut asta, dar nu cred că ne-a făcut asta comunismul, că dacă stai și te uiți, citești Drăghicescu 1890 și Constantin Rădulescu Motrup 1840, Psihologia poporului român, despre aceleași lucruri vorbeau. Deci nu ne-a schimbat comunismul, asta e doar părerea noastră. Și Caragiale vorbea despre aceleași lucruri. Dar asta cu vina pe sistem, tot a noastră crezi că e? Și în general pe altcineva? Face parte din aceeași lucru cu cultura cu oi vei mai înainte, care trebuie să te plângi. Pentru că în momentul când te plângi, nu mai ai necesar să te duci să te bați. Că deja ai în timp victimizare. A, ești deja... Păi dacă te plângi... Strâmb, așa, da. Dacă te plângi. Dacă nu te plângi, tași din gură, băi, hai să mergem. Mai e trei, hai să mergem să facem ceva. Da, e doar trei. Că restul se plâng. Da. Că... Cam aia e. Știu, avea Teo la stand-up o asta, că indiferent de câți bani ai, că și aia care sunt foarte sic, băi, care au foarte mulți bani, care zic, domne, mașina mea consumă nu știu cât, adică nivelul de plângere e de la de aici de jos până sus, adică nu e vreun, nu e da, cineva care nu e afectat de plânsul ăsta. E și un trend al plânsului. Să te chinui sau să zică că ești rău. Da, am avut la un seminar la Tony Robbins și spune asta, și că ai observat că în momentul când le spui prietenilor sau te vezi cu cineva și spui, hey man, how are you? I'm great. S-a terminat. Cum adică? Sunt foarte bine, merge bine la servici, câștig bani, am fost în vacanțe, am casă, nevastă-mă e bine, copilul meu e bine, suntem sănătoși, mama e sănătoasă, tata e sănătos, nimeni nu e bolnav, suntem bine de tot, bine de tot. Câți oameni ai văzut care fac asta? Nu, mă, l-ai panicat, în momentul ăla cred că fugi ăla. Sau nu te mai sună niciodată, sau nu mai când te vede pe stradă, trece pe partea ăla. Și după aia mă întreb, cum ești? Cum să fiu? Sunt și eu ca tine... Nu, încep să-l și simți pe ăla ca să nu te dai mai sus decât el. Bine, dar am văzut că ți-era mașină nouă. Nu, iar uvărmiu, e o mașină de-asta care mi-a dat-o și mie câteva zile ca să mulțumesc, ca să nu... Sau e, nu la fel de bine ca tine. Da. Știi că e vorba aia. Da. De unde dracu știi cum e mie? Adică de unde știi? Dar am văzut că e panichez pe oameni. Pentru că suntem într-un fel, și asta nu vreau să generalizez, dar o spun, suntem puțin și superstițioși. Să nu uităm de asta, că avem treaba asta culturală superstițioasă, adică, băi, dacă sunt așa și se uită unul urmă pe mine, poate începe să meargă rău. Da. O avem, pe bune, nu e ceva. Clar, da. Pentru că suntem o cultură, adică venim din lumea asta care suntem așa și noi și grecii și toată partea asta noastră. Păi te lovesc cu o grămadă de chestii, pisica neagră, capacul cu 6 de alea. Și pe de altă parte, dacă stai și o gândești, nu, acum vorbim esoteric sau nu știu ce, și ai observat-o și tu, țigan, român, tot ce suntem noi, și chiar se întâmplă de multe ori, pe bune. Că nu e vorba cu ochiul negru sau cum se numește ăsta, mă, de ochiul sau, ok, poate fi asta. E vorba de fapt de o energie pe care o pune. Că nu o să vezi pe cineva care, ai văzut când e ăla cu copilul mic, când l-a două-ochiat. Nu e ca cu ochii verzi, spune, am să dau copilul ăsta. Nu, ea să miră de copilul ăla, va, și ea în capul, e cât de frumos e copilul ăsta. Și de fapt te-a trimit o energie pe care copilul ăla o simte. Ai tot, e un schimb de energie, nu-i mare răhat. Dar e adevărat într-un fel. Doar că noi îl numim altfel. Îi mănâncă energia copilului ăla, ca mea e tot. Crezi asta că suntem energie? Doar energie. Și cum a spus și Tesla, nu suntem altceva decât cele trei secrete ale Universului. Vibrație, frecvență și energie. Nimic altceva. Suntem un corp al energiei care avem o lumină aici înăuntru. În momentul în care se stinge lumina, se stinge tot. Nu vezi că sunt oameni pe care le simți lumina în ochi, le simți că sunt lumină. Și sunt alții care lumina închisă, de mult. Cum e aia, nu contează anii din viața ta, contează viața din anii tăi. Bună și aia cu vreau să trăiesc bine, nu 17.000 de ani sau ceva în genul ăsta, că nu despre asta e vorba. Normal. Cum ți-a venit ideea cu podcastul? Eram un mare consumator de podcasturi, Tom Blio, cred că îl știți sigur, Tim Ferriss, oameni care nu s-au uitat lumea la ei atunci, Joe Rogan, mă uitam, dar Joe Rogan a fost mai târziu. Eu am fost mai mult cu ăștia, cu Tom Blio, Tim Ferriss, Russell, și am vrut să fac un podcast în 2018. M-am văzut cu Jordan Peterson la Londra, eram împreună cu Sam Harris și am zis să fac podcast. Și am tot dresul că am avut vreo 100 de cântări, după care în 2019 iarăși am avut vreo 100 și ceva de cântări. Și în timpul pandemiei, am început să fac niște meditații și niște de astea, niște pe Facebook, așa, niște mici speech-uri și zic, am eu să-l fac. Și am dat drumul la podcast. Asta e tot. Podcastul a fost mai mult este o curiozitate a mea. Sunt, așa cum am spus, sunt extrem de curios. Extrem de curios. Și un om care pune multe întrebări? Non-stop. Și că ai o continuitate la podcast. Ai mai multe întrebări de pus? Mai ai, nu?
mai am multe întrebări pentru că mi-am dat seama, am văzut publicul meu. Am adus de multe ori și oameni din alte domenii, am făcut și un nou segment care se numește Pasarea pentru Suflet, rămâne la de joi Damian Deghici, care e podcastul meu de bază. Am adus și artiști, am adus și alți oameni din alte domenii, am adus și generația tânără și influencer, dar de fapt intuiția și sufletul meu este spre această direcție, mai mult spre spiritualitate, dacă ai observat, și spre treaba asta de întrebări profunde, de întrebări de a te regăsi în sinele tău superior. Și atunci ne-am dat seama că după ce fac concertul pe 28 mai, de la 1 iunie, asta este direcția pe care vreau să merg, adică o direcție de spiritualitate motivațională, inspirațională, despre cum să-ți atingi potențialul, cum să ajungi la tine, cum să găsești lucrurile astea. Mi se pare că din ce am văzut acolo la tine, ești un om foarte deschis, așa, către absolut oricine. Crezi că ești pe principiu că de la absolut oricine ai de învățat ceva? 100%. Asta era vorba tatălui meu. Sunt câteva podcasturi la care nu m-am așteptat deloc, adică am avut oameni, am văzut super grei și cu tot respectul pentru ei, foarte, foarte mișto și extrem de profunzi, extrem de inteligenți, o doxă de carte și de cunoștințe. Și cred că poate 3 podcasturi în care învățam mai multe de la oricine au fost 3 podcasturi de la 3 persoane care nu mă așteptam. Și te răspund după ce terminăm podcastul. Ai chestia asta, că n-ai așteptări de la oameni? Am multe așteptări de la oameni, pentru că am multe așteptări de la mine și mă autobiciuiesc. Și, de fapt, așteptările de la ei sunt așteptările de la mine. Eu sunt oglinda mea. Și mi-am dat seama că de cele mai multe ori nu vine nimeni să te salveze, nu vine nimeni să facă nimic pentru tine, așa că get out of your ass and do it yourself. Și trebuie să faci ce trebuie să faci și tu. Bineînțeles, și atunci în baza la asta, cu cât îți ridici standardul mai sus, cu atât vei avea oameni cu alt standard. Cu cât îl cobori mai sus și trăiești în compromis, vei avea oameni la fel. Asta înseamnă de nivelul tău de confort. Dacă de cineva nu-ți place, este pentru că tu te bagi în contextul ăla unde să fii cu oameni care ești la nivelul lor. Dacă ridici standardul sus, tu n-ai cum să atași decât oameni la nivelul tău. E foarte simplu, nimic altceva. Și dacă pierzi o prietenie sau ceva, înseamnă că a fost un... Nu există, motiv nu există care... prietenie care are treabă cu ce ai mai întrebat mai devreme. Nu, mă gândeam că dacă la un moment dat drumurile se despart din diverse drumurile se despart așa, pentru că tu peste 5 ani de zile nu vei fi decât cei 5 prieteni pe care ai, cărțile pe care citești, mâncarea pe care o mănânci, filmele pe care le vezi, muzica pe care o asculți. Atunci depinde de tine, dacă vrei să stai în prietenia aia, stai acolo, frate, și rămâi acolo unde ai fost. Peste 5 ani o să fii tot cu ei. Poți să fii prieten și cu el într-un alt fel de timp. Băi, mă văd cu ăsta, am restul săptămânii din cele 170 de ore cu cum o fac eu, petrec și cu ăsta 2 ore o dată pe săptămână și acolo ne vedem să ne îmbătăm și să râdem, să ne vedem așa. Dar rest am nevoie să fac ce fac eu pe drumul meu. Dar crezi că sunt oameni care sunt ok fără să evolueze cumva? Adică se simt ok și nu... Asta este începutul depresiei. Noi aici suntem doar să progresăm. În momentul când nu progresezi, tu începi să mori. De-aia și albumul meu ăla, dacă mai se minte, Gypsy Rock, s-a numit Change or Die. Și faptul că simți la un moment dat că ești în filmul ăla și că trebuie să rup ceva, tot din asta face parte, nu? Dacă nu ai... Ai văzut ce spune Peter Diamandis, da? Dacă nu ai disruption, te duci în cap. Și asta e disruption, nu ne-a văzut ce a spus aia. Cât durează să facem asta la X-Space sau la Singularity University? 10 ani de zile. Peter Thiel cu Peter Diamandis. De aici nu facem altceva. Hai să vedem dacă putem să facem tot în 6 luni de zile. Și l-au făcut în 6 luni de zile. Deci, asta înseamnă disruption, adică să ieși puțin din astea. Există întâlniri pe care le-ai avut, care te-au marcat cu diversi oameni? Da. Da. Ai un om care te-a... Sunt foarte mulți, adică James Brown, care mi-a spus niște lucruri incredibile, Joe Cocker, niște lucruri incredibile, Quincy, David Foster, George Soros, Alvin Toffler, Noam Chomsky, Peterson, o grămadă de oameni foarte grei. Un lucru foarte mișto care mi-a spus George Soros, eram la o întâlnire cu el și am văzut să-mi pun și o întrebare tâmpită, neavând treabă cu banii, nu sunt un financial guru, zic că, hey George, tell me about money. Și ce am spus și mie, fă șmecherie de asta, investești colo și colo și ceva repede, adică ceva ușor. Ai înțeles? Și ce? Mi-a dat un răspuns care după aia mi-a aflat 15 ani de zile să-l înțeleg. Și Damian, money is just an energy. If you tap into it, you can have all the money in the world. Și așa e. Adică e ca un radio. Asculți Național FM sau asculți Radio Zoo. Dacă asculți ăla... Treaba asta cu... de fiecare dată ești foarte prezent în tot ce înseamnă și oameni tineri, cânți cu diversi artiști. Ai avut-o întotdeauna și întotdeauna ți-a plăcut chestia asta?
pentru că ești și pe albumele tale. De exemplu, albumul ăla care a avut o grămadă de colaborări cu fiecare, îi vezi cumva pe oameni ăștia tine? Mi se pare ceva foarte normal. Azi am făcut o piesă, am fost acum la studio cu Ciente, cu Tea și cu Nicol Șeri. Mâine filmez un clip cu Teo Roz. Acum mi-a scris un mesaj Mira. Cred că are de-a face și cu energia mea, pentru că sunt super, nu că sunt trendy, sunt, așa sunt eu, sunt... Relaxat. Da. Și sunt ok, adică cu ei nu, nu am de asta, nimeni nu spune, nu există să-mi spună. Dacă îmi spune cineva, dacă nu vorbește cu mine, dacă nu mă tutuiește, îl înjur, de obicei, îi spun o dată sau două ore. Dacă nu, a treia oară, i-am închis telefonul, cum mă spune, domnul Damian, știți, eu sunt nu știu cine, nu știu cine. Zic, vorbește-mi pe nume, nu. Vorbește-mi pe nume, nu. Ba, închid telefonul. Bine, Damiane, gata, suntem prieteni. Nu crezi că respectul e în dumneavoastră? Pă bune, de unde vin, vin din state, unde ieși cu Spielberg și spui, hei Steven, și normal ar trebui să te gândesc pe Steven, că Steven e cine e. Dar ai avut întotdeauna chestia asta, nu? Cu... De mic copil. Da. N-am putut niciodată să spun dumneavoastră. Și nu pot să fac asta. Pentru că noi când ne naștem, nu ne naștem să spui dumneavoastră. Și cu Dumnezeu vorbești cu tatăl, cu tatăl vorbești pe nume. De ce să spun ție dumneavoastră când nu-i spun Dumnezeu dumneavoastră? A, zici că e o chestie asta de falsă... Da, mi se pare asta... În primul rând, bineînțeles, noi suntem în cultura latină și cele cinci romans language, ai înțeles cu asta, cu persoana a doua, dar dacă eu trebuie să spun domnul doctor, tu îmi spui mie de fiecare dată domnul maestru, nu se pare că pierdem timpul, adică mai adăugăm la asta încă 3 secunde, așa, dar doar să adăugăm, adică cu toate că asta nu există, o treabă de asta. Crezi că e mai mult respect dacă îmi spui nu știu cum? Și oricum e domnul doctor sau ceva, nu o să niciodată nu o să fie domnul artist, nu? Sau domnul șofer? Nu, și dacă cineva mai în vârstă, eu personal, asta e părerea mea, nu spun cu răutate, aveam, când am fost și în politică implicat și astea, aveam oameni foarte cunoscuți pe care știi și tu, pe care aveam tot respectul pentru ei din punct de vedere al capacității și în loc să le spun domnul ministru sau domnul nu știu ce, pentru că nu puteam să fac asta, îi spuneam pe numele mic Nea Vasile, Nea Ion, Nea Viorel, nu știu ce. Asta, în punct de vedere al nostru, al meu și al tău, care la bază suntem niște țărani, cum spunea marele nostru scriitor, dar pe bune, șterarul, că băi, suntem niște țărani, nu? Lasă că acum ești trendy și sunt trendy și putem de astea, dar suntem de bază niște țărani, pentru că noi nu suntem altceva decât o extensie a celor 7 generații, care acum 140 de ani doar, erau 128 de persoane. Deci tu ești strănepotul lui Vasile ăla de la Coada Vace și eu tot la fel. Până mâinile astea, ăla trece. Corect? Sau corect. Tot cei 7 generații. Păi atunci, nu cumva crezi că în momentul când spui Nea, ăla e mai puternic decât bună ziua, domnule, nu știu cine. Nea ăla sau tanti ăla, e real. Că tu aia spune când ești mic. Nea, tanti. Dar nu ți se pare că sunt oameni care sunt în politică și care doar de asta intră în politică cumva și de asta, ca să spună domn ministru altceva, normal, sau domn președinte? Normal. Am avut un coleg de ăsta care mi-a spus într-o zi, dați-mă cât de fericit, de bine o să fie pentru mine când o să vadă și nepoții mei că o să scrie ministru nu știu ce. Zic, bravo, asta e totul, e ce ai făcut în viață. Super. Păi ce să-i spui? Da, uite că Grigoraș Dinicu, mă uitam, a fost acolo unde are taică-miu groapa și mă uitam la cimitir și scria Grigoraș Dinicu. Atât, nu mai era nevoie altceva. Dita mai titan. Pe mie mi se pare când zici, nu știu, actorul, nu știu care, păi e Robert De Niro. Nu, adică nu e cu actorul, adică când zici actorul, înseamnă că e nimeni. Da, pentru că e vorba de ceea ce ai dat tu aici. Tu ești aici să dai, nu ești aici să iei. Adică când spui și de legendele astea mari, când spui de Gheorghe Dinică, când spui de Olga Tudorache, nu spui actrița Olga Tudorache, nu spui... Era un titan, a fost un titan, adică sunt oameni de ăștia grei, Liviu Ciulei. Ia, ai spus Liviu Ciulei, atât, punct. Ne. Ce altceva spui? Și dacă era... Marin Preda, cum a fost, adică, la revedere. Și dacă era o glumă sau nu, că era pe cartea de vista lui Cornel Dinu, scria Cornel Dinu atât. Da, și al lui, cum îl chema, Nicu Constantin, actorul. Scria un om și atât. Simplu. Ce se întâmplă în mai acum la Sala Palatului? 28 mai, concert Damian Drăghici împreună cu trupa Damian & Brothers, cu foarte mulți prieteni și invitați, Connector, Teo Roz, Irina Rimes, Cabron și mulți, mulți, mulți alții. Este, se numește conceptul Renăscut și este vorba de o poveste profundă a acestei călătorii muzicale
care are loc de la vârsta de 3 ani până acum, timp de 50 de ani, de când am început să cânt. Și practic e, adică există bucăți din toată copil, tot drumul ăsta? Tot. De la primul instrument, când am pus mâna pe nai, pe tobă, pe nai, pe, pe jazz, pe pop, pe toate proiectele mele. Ai grijă cu naiul ăla, că ți-a zis băiatul ăla că să nu... Exact, știu. Să ai mare grijă acolo. Trebuie să fiu pe scenă mare la Ateneu Român, că altfel nu e bine dacă sunt pe scenă mare. Da? Așa ți-a... Da. În afară te amuzi de comentariile astea sau nici măcar nu le citești? Nu mă amuzi, pentru că ideea asta care e. Dacă am cântat pe balcon ca atunci când a venit ideea virală în pandemie și v-a atins pe toți, sau dacă cântam la Ateneu și erau 10 scorțuși și nu înțelegeau nimic, unde, care e esența? Adică despre asta e vorba, unde cânți sau cum cânți și ce transmiți? Bine, tu ești, adică tu vii de la, ai cântat pe stradă și ai văzut care e reacția oamenilor și după aia ai ajuns acolo, adică cumva le știi pe toate. Și nu cred că e despre locul în care, ci deloc. Despre ce transmiți tu. Deloc. Adică poți să cânti la metro. Am fost și în vacanță, cum și tu, și știi asta, că ți urmăresc, s-am spus că te urmăresc, am fost în cele mai șmechere locuri, cele mai frumoase și dacă nu eram cu oamenii care trebuie, m-am simțit cel mai de cacao. Și am fost în cele mai de cacao lucruri și m-am simțit cel mai mișto. Crezi că asta e? Cine e pe lângă tine? Există, asta este clar că există un schimb de energie între noi și există ceea ce vorbesc acum specialiștii în ultimii 2-3 ani de zile, aia care sunt foarte, foarte șmecheri și foarte tari oamenii de știință de afară, de a spus și așa într-un mod mai popular, există ceea ce se numește co-regulation. Poate ai auzit despre asta sau nervous system regulation. Cum ești un copil mic când ai co-regulation, adică you co-regulate cu emoțiile. Există și co-regulation între noi, există co-regulation cu sistemul, cu natura. Cu verdeața, de-aia spune să te uci în verdeață, ca să te co-regulezi cu universul. Și atunci, bineînțeles că dacă tu vii cu o stare proastă, ne vezi că intri într-o cameră și simți starea aia proastă și toate te agită și pe tine, sau te dai la o parte, sau te ia somnul, pentru că e vorba de... Mai mult ca sigur, tu ești un câmp energetic, nu e nimic altceva. Și feng shui nu e altceva decât un câmp energetic. De-aia am feng shui, spune, când vrei să iasă energia de acolo, deschide ușa, că bate vântul și se schimbă energia. Da, ai momente de astea când te întâlnești cu cineva și simți că e o energie, oh, și vrei să pleci? Nu poți să-ți imaginezi. Ce faci în clipa aia? Pleci. Încerc să, în primul rând, aici totul, știi, nu? Încerc să fac câteva exerciții, să văd dacă pot să, fără să spun nimica, respir, fac bloc, adică mai multe tehnici și dacă văd că e varză, hai să mergem afară sau deschid ușa sau ceva. Sau după aia, gata, plec, pur și simplu, aoleo, mamă, stai puțin, că am o grămadă de treabă, da. Și era treaba asta, fuck, mice, nesimțit e ăsta, uitat. Dacă te-ai întâlnit cu Damian, care avea 16 ani și voia el să plece în America, și ce îi spune? Ce mișto ești. Ce mișto ești, așa îi spune. Dar nu în mod vanitos sau cu ego. Frate, ce mișto ești, că nu mă gândeam să fie așa mișto la 53. Să ai apucăturile astea și să cauți să fie așa mișto, adică era ceva care când vedeam cum și tu ți minte când citeam acum 15-20 de ani sau poate și mai bine de Sting, că face yoga cu nevasta și face dragoste nu știu câte ore și mănâncă nu știu ce și stă în cap și nu știu ce, zic, mamă, ce mișto e asta, și în timpul ăla băgam mine ceafă de porc sau 2 kg de whisky. Luând după drumul ăsta, chiar acum câteva zile am văzut că era o filmare îmbrăcată, nu știu dacă ai văzut aia cu basul la un concert, la 70 ceva de ani, într-un costum de ăsta electric green. Mamă, dacă vezi ce fel arată gagiul la 71 de ani și cât de mișto și asta, și zic, wow, that's exactly what I wanna be. Și încă îmi place. Dar îmi place pe drumul care am luat-o, că îmi place. Gândește-te la bunicul, 71, gândește-te la bunicul, tot și la bunicul meu, că așa era și eu, nu? Fix așa, dar un pic mai închis era nuanța la costum. Oricum și mie se pare așa, când zici o vârstă de asta, știi, gen are 50 de ani sau are 60 de ani, se părea că era ceva, unul, că trebuia să fie ramolit, vai de capul lui, da. Și lucrurile s-au schimbat radical, adică, și cred că e asta e, apropo de... Asta nu se vede, știi? Se vede ce mașină ai, se vede cum ești îmbrăcat, dar ce bagi aici nu prea se vede. Că mănânci acasă sau mănânci în oraș, pe nu știu pe unde. Cât de mișto e să mănânci acasă. Da. Și ce să mănânci? În primul rând, să mănânci acasă, doi, să faci tu cu mâna ta,
trebuie să pui mana aia, cerea, adică mana, da? Energia. Îți imaginezi ce, până câte mâini trece și până câte ură și până câte probleme trece mâncarea aia când ți-o aduce cineva ție? Dacă nu e făcută de tine și dacă nu e pus acolo? Crezi că fiecare mânuță prin care așa și ce supărări aveau gen ajung la tine? Imaginează-ți ăla care pune acolo și se gândește, ia uite mă, lucrezi aici pe 5 euro la ăsta și mă băga mea să-mi fac, să-mi direct, nu știu ce. Bam, și pe aia o da la caserie, că era altă dată, nu știu ce, după care o dorul ăla de la clovă, după care o dorul ăla de la clovă, aoleu, m-a sunat mama, nu știu ce, nu știu ce, după care ți-o ia ți-o dăție, și pe... Câte chestii de astea sunt și nu ne dăm seama de ele. Și am spus doar la gătit. Da. Ea mai generează până când a venit înainte, ăla da. Cu tracul, care era tirul, care a fost acolo, care a fost nu știu ce, nu știu ce, nu știu. Care a fost la Lidl înainte de așa și care a cărat roșii. Te gândești la aia care au 90 de ani la țară, care trăiesc, care au mâncat mai prost, care au mâncat și au și băut, au și fumat tutun de la direct, nu știu ce, pentru că se ucea și el lua roșia aia din pământ, care este energie directă, hrană vie, pune energia de la Dumnezeu cu soarele. Și ăla, aia, l-a luat direct el. Și mitul ăsta cu carnea, știi că toată lumea spune că toți se explică cum, că noi mâncam foarte multă carne înainte. Și eu mi-aduc aminte doar de momentul când venea de Crăciun sau ceva din ăsta, când aveai un porc pe care îl puneai într-un congelator și îl mâncai un an de zile. Adică mitul ăsta că sunt oameni care zic și sunt nutriționiști ăștia care îți explică că de fapt noi am trăit cu porcul într-o... Așa, am fost lipiți unii de alții și câtă carne mâncam. Și eu nu mi-aduc aminte. Nu e adevărat, dar țăranul român, când stai și te gândești și te uiți la noi ca tradiție, gândește-te un lucru. Știai că noi ca români, dacă ar fi să ne luăm după calendarul creștin ortodox, noi suntem vegani? Noi avem 200, între 220 și 240 de zile pe an post. Între sărbători. Nu te sărbători, și lunea, miercurea, vinerea, tot. Sfântul Petru și Pavel, Sfântă Mărie, toate posturile, 220-240 de zile. Și mai avem 125 de zile care să mâncăm carne. Ești nebun? Corect, dar nu m-am gândit niciodată la asta. Plus că mai e ceva. Noi când eram mici, tu știi asta, lunea, miercurea și vinerea să mânca fasolică verde, nu știu ce. Duminica, dacă era porc sau pui sau ceva, n-ai tăbă cu Ceaușescu sau și după Ceaușescu. Și la țară așa era tot la fel. Salate, nu mai știi, pe timp de vară era supă de roșii, salată verde, mazăre, pepene, adică erau toate. Da, orice, plus că cartof care era prezent în orice. Mâncare de cartof, mâncare ciorbă de cartof, cartof prăjit, cartof cu dar, cartof la cuptor. Desert nu cartof, cred că și ca cartof cu zahăr, adică cartof la cuptor. Dar uite-te la rata de cancer de acum și uite-te cum era pe timpul Ceaușescu. Da, nu, legat și de aici asta nu mai vorbim pare... de fast food-uri și de nenorociri, nici mai vorbim de aia nu e hrana, aia e moarte, direct. Există locuri care îți plac în București, foarte tare? Da, sunt câteva locuri foarte mișto. Care? Raionul de pește, de bombă acolo la Florin, Pat Stories, foarte tare, mâncarea foarte mișto acolo la Alex și la băieți. La asta unde ai alegeri mai multe și e totul fresh și proaspăt. Acum mai sunt altele unde trebuie să alegi doar câteva. Mai e Noua, mai e Casa, unde știm cu toții așa. Șerban la Unicoveru e foarte mișto. Și mai sunt două trei locuri de-astea care nu sunt foarte cunoscute pentru toți, unde gătesc mișto. Rodia, care au lucruri mișto. Sunt mai multe locuri vegane pe care nu le știu oamenii, dar sunt bune și sunt decente. Au fost niște lucruri mișto pe care le știi și eu și tu până acum câțiva ani de zile unde erau și bucătari cunoscuți care le aveau, dar cumva nu sunt consistenți și consecvenți. Și știi asta, știu, se simte. Da, cred că se mai pierd pe drum. Și nu-mi place asta, îmi place ca întotdeauna să fie... Constanța? Da. Asta ți-e place mai mult? Nu, îmi place Constanța, adică dacă tu ai dat drumul la un lucru, adică dacă eu te chem la concert la Damien Brothers și n-am vândut 3.800 de bilete și am vândut 3.600 de euro, să cânt mai prost? Tu nu vrei aceeași calitate? Ba da. Păi atunci dacă eu am venit la tine și am venit o dată de două, de trei și am mâncat la fel, nu mai contează dacă a fost criză sau am mers mai în jos ăsta, eu mă aștept să-mi dau aceeași mâncare. Maica ta să făcea mâncarea sau chiptelele alea sau ce să făcea altfel când era mai supărată sau asta, tot aceeași calitate și la mine altfel. Dar vezi că uite, era supărarea aia de care ziceai mai devreme, dar era mâncarea era la fel, nu? E, normal, dar nu era supărarea, era modalitatea ei de a se descărca. E, plec, mama spunea în continuu. O să plec eu, că nimeni nu mă ascultă, nenorociți, o să-mi iau drumul și o să plec, o să mă duc de una singură. Și tot mi-a luat un moment dat,
La început, când eram mic, nu era frică și am zis la fotbal și râdeam că, că știai că era... Glumă. Da, exact. Și dovadă că ții minte, că ai auzit-o, e că acum ții da, minte. Da, adică pe știe că a apucat-o momentele alea, unde avea nevoie să descarce și săracă. Ce faci pe lângă concerte și te relaxezi? Mergi la filme? Te duci la nu. Teatru? Te duci la ceva? Nu? Nu. Nu ești pasionat de filme, seriale? Sunt turbat după filme, dar am fost astăzi la cinematograf după 3 ani de zile, cred, cu Cristina. Să văd mai mult totul de asta motivațional. Am văzut Air cu Ben Affleck și cu Matt Damon, că e foarte mișto povestea și foarte, foarte tare. Adică să vezi când cineva crede în ceva cu tot din adinsul și își realizează visele. Nu mă refer la Michael Jordan, mă refer la Matt Damon și la tipul ăsta, Sony, care a realizat deal-ul cu Nike și care a schimbat întreaga industrie. De obicei îmi place să mă uit la o comedie de-asta tâmpită, dar mișto. Nu comedie de-aia romantic, comedie sau ceva. Sunt doar câțiva oameni care știu să facă glume mișto și aia depinde în ce fel de filme, că sunt unele filme pe care le fac doar pentru bani. Eu, m-ar fi Will Ferrell, care e foarte mișto, e foarte inteligentă treaba lui. Nu toate, sunt unele foarte deștepte făcute. Mai mă uit din când în când, când am nevoie de relaxare, la Saturday Night Live, Carden, care era mișto până acum că a închis. Și când e vorba cât un film sau ceva, trebuie să fie ceva foarte... să mă țină extrem de bine atent. Dacă îmi pierd atenția în primele 10 minute, îl simt că e prea slow. Adică trebuie să mă facă să-mi crească pulsul. Dacă nu crește pulsul, la revedere. Ce îi spune? House of Cards era șmecher. Da, 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 clar. Homeland era șmecher. La început de tot. Da, da, da. Homeland, ăsta altul a fost, cum se numește, cu tipul care făcea... Nu știu. Amfetamina. Cum se numește asta, mă? Breaking Bad. Breaking Bad, da, ok, da. Ai înțeles, ceva care te ține... Mai mult de 10 minute. Ce sfat ai da unui om care e acum începe pe un drum și care nu știe dacă să o țină pe drumul ăla sau nu? Că nu există niciun drum. Acolo unde tu ai ales aici să vii ca să evoluezi spiritual. Și tu orice ai face, tu tot acolo să ajungi. Adică dacă te uiți la... Dacă m-aș uita la viața mea și sunt ăla care mă uitam la colegii mei care aveau 10 pe linie și abia luam un 5 și 5 ăla cu șpagă, îți dai seama cât de... Ce aș putea să spun? Ia 10 pe linie? Și după aia să o vezi pe colega mea care nu spunea asta cu răutate, Doamne ferește, care e casieră la Mega Image? Că e clar că săraca nu... Ea nu învăța pentru ea. Învăța pentru măsa și tasul sau învăța de frica profesoarei. Și după aceea, odată ce a plecat la școală, nu mai a fost frică de nimeni și n-a mai livrat, că nu mai avea de cine să-i fie frică. Și atunci ea s-a lăsat într-o relaxare. Ce pot să spun este doar să ai curajul să nu-ți fie frică de tine. De nimeni altcineva. Că de obicei acolo e toată treaba. Și să-ți depășești astea, cum spune ăștia, limiting beliefs, credințele limitative. Păi, dar e foarte greu să ți le depășești. Și atunci ce mai important ce ar fi? Fă invers decât îți spune vocea ta aici de minte sau ți-a spus de fiecare dată când vrei să faci ceva, fă invers decât ți-a spus măta, tactu, mătușita, fractu și toată familia ta. Fă invers decât ei. Dacă nu vrei să ai aceleași rezultate. Asta și dacă au rezultate bune, tot fă invers. Că altfel nu vei trăi decât aceeași viață ca ei. Și mai e ceva. Transgenerațional sau epigenetic nu vei vindeca nimic de neamul ăla. O să meargă la fel neamul mai departe. Asta fără să spun că nu înseamnă că e perfect, adică gata, dacă... Dar la mine în familie n-a fost nicio problemă. Wow, adevărat, te cred. 100%. Și mă, dar și tactul sunt super fericiți amândoi și totul e perfect. Nu, n-ai cum să fie așa, pentru că noi venim, toate generațiile astea mai noi care venim, de aia generația Z, nu dăm bot la tot și nu ne convine, că ai văzut ce spune. Vrei să mă angajez? Nu. Eu vreau 1000 de euro, nu vreau. Bine, am plecat. Păi, tu făceai asta sau eu acum 20 de ani sau părinții noștri? Nu. Bravo, ăștia vor schimba lumea. Pentru că they are healed. Să duc afară, să duc la vacanță, să duc împreună, să beau o bere, să stea la o șuetă, să stea de vorbă, să comunice. Ăștia vor schimba lumea pentru că încep să fie vindecați. Noi venim din multe traume, din război, din comunism, din probleme, din robie, din morții noștri. Morții noștri nu ca în jurătură, chiar morții noștri. Morți, adevărat, morți. Da.
Îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să stai de vorbă cu mine. Și îți mulțumesc mult tot. Felicitări pentru ce faci. Și ție pentru tot ceea ce faci. Mai zi o dată, 28 mai, Sala Palatului, ora 20, Damian de Ghicem Brothers, cu o grămadă de invitați și cu foarte, foarte mult fan, fericire, bucurie și ca întotdeauna pe sus. N-avem mese, dar o să fim pe scaune. 100%. Și bănesc că e o grămadă de... După aia... în toată țara, până așa, toate non-stop, regulile din lume, non-stop, da. Păi vezi dacă ai dat lui Marius Tuc atunci, cu CD-ul ăla, vezi ce s-a întâmplat? Puteai să-l vinzi. Da. Și? 5.000, nu știu cât voi acasă aia. 5.000, da. Rotonul mi-a dat 5.000. Uite, și aveai 5.000 acum la tine, da. Acum, da, 20 de ani. Rămâneam cu ei. Da, îi țineai deoparte acolo. Nici nu cred că aș fi vândut, am spus că am întrebat, adică, cam câte CD vindeți voi într-un an? În vreo 2 ani de zile, vreo 10.000. Perfect. Bun. Minunat. Da. Foarte bine. Adică era ok dacă făceai alegerea asta. Acum aveai 5.000. În buzunar aici. Dar toți ceilalți de lângă mine și băieții și trupa? Pă, tu n-ai niciun fel de creier, ești prea visător. Cum, arunci 30.000 așa degeaba? Dai și l-arunci degeaba? Bine, și erau mulți. Dacă erau 18 păreri de-astea. Îți mulțumesc foarte mult, îți doresc baftă, dar în afară de băiatul la care e nemulțumit cu Naiu și că ar trebui să cânt sau ce nemulțumirea avea, în rest cred că nu o să ai nici fel de... Orice ar fi, oricum ăsta e drumul, adică n-ai cum să faci decât să accepti ce vine, adică ok, ce dă Dumnezeu. Așa e un final extraordinar de bun asta, că indiferent ce ar fi, ăla tot bine ești. Tot bine ești, da. Adică n-ai fi fost bine dacă nu erai aici. Dacă existi, ești bine, adică ca să închidem într-un mod frumos și nu așa dement, dar să o spun pe bune, pomul ăla își pune întrebări, spune, bă, astăzi plouă și chiar nu-i bine, sau astăzi ninge, sau astăzi e soarele. Pur și simplu el a înflorit să bucură de ce este. Și noi care suntem aici toți 8 miliarde, facem orice să fim deconectați. Și pomul ăla de care vorbim este într-o continuă conexie cu toți ceilalți pomi. Ei sunt toți conectați. Și trăiesc într-o pace. Și ok, acceptă momentul ăla. Cum și un câine nevoie să acceptă. Noi suntem într-o continuă luptă. Nu pot să accept asta. Dar de ce o travă să duce până toate țările și eu nu mă duc și asta vede toate locurile astea și eu nu ce aș vrea și eu. Și după aia începem să ne supărăm că tu n-ai ochelari și eu am, că tu sau am ochelari, dar am ochelari la fel de scump ca tine. Da, da, exact. Dar eu pun ochelari, aș vedea la fel ca la ochelarii alții. Dar e bine să am ochelari ăștia, ca lumea când se uită la mine, să vadă că scrie altceva pe ei. Și dacă nu pot să-mi permit pe ea, atunci o să iau unii falși, care mă face pe mine să mă simt mai bine când te uiți tu la mine, dar cu toate că eu știu că sunt falși, mă simt mai inferior decât tine pe care tu ți-ai cumpărat pe ei adevărat. Și începe o întreagă de asta. Dar lumea te va vedea că vei avea aceiași ochelari, da. O demență, da. Și te învârți în... La scopul tău e plecat, adică nu mai ești acolo deloc. Fără nicio treabă, adică total... Da. Doar că ai vrut să fii cu unii la masă care aveau, nu știu, ochelari. Adică și cu ei și fără ei nu era... Păi nu, și tu te simți că ești enough până aia. Da. Pentru că tu în continuu te simți că ești not enough. Da, și cu ochelarii se va schimba lumea. Chiar dacă ei sunt fake, chiar dacă tu știi că sunt fake, chiar dacă s-ar putea unii de la masă își dea seama că sunt fake, dar sunt unii care... de la masă care au oia să fie fake și ai lor, cu toate că îi apar milionari, dar s-ar putea... Și dacă n-ar fi ochelarii lor fake, gândește-te la ei cât de fake sunt ca să aibă nevoie de ochelarii aia care sunt așa cum sunt. Adică, ca să ajungă la masa aia, da, și să toate, toate lucrurile astea, adică dacă stai și te gândești, stai puțin, băi, dar cine sunt eu? Și de fapt ce am nevoie? Perfect, e totul aici înăuntru. Totul e înăuntru, nimic altceva, n-ai nevoie de nimic în afară și toate răspunsurile sunt tot aici. Și mai atinge-te puțin. Păi bune, atinge-te puțin că e foarte mișto, da, să atingi cred, puțin, cred asta, ca să vezi, adică, mamă, ce bine sunt. Și nu mă doare nimic, și sunt sănătos, mulțumesc, Doamne, mulțumesc. Îți mulțumesc pentru lecția asta și pentru tot ceea ce faci și ne vedem pe 28 la Sala Palatului. Sala Palatului. Doamne ajută, mulțumesc mult. Numai bine, sănătate, la revedere, o zi minunată. Zunivers Podcasts.